Salut băieți, salutare, salutare. Ce faceți? Te râzi la camera așa? Dat live. Salut Smigel, salut Alex, Raul, vă pup băieți, bine ați venit. Bine ați venit. Vedeam că trebuia să reglez camera, mă, că mi-a căzut de pe suportul ăla. Trebuia să o reglez, știi? Trebuia să reglez. Stinge un pic televizorul până începe meciul. 15 like-uri, mulțumesc frumos băieți, vă mulțumesc din suflet. Stau un pas și am văzut că faci live. Bine. Mă, ce se întâmplă aici? Stați puțin că mă bate calculatorul, gata. Am deschis 7 browsere. Gata, mă băieți. Gata. Deschis câteva. Da, Alex, că de-aia am intrat mai devreme. Bro. De-aia am intrat mai devreme. 15 like, bro, mulțumesc frumos băieți, vă mulțumesc din suflet. Hai să... Aștept share play, Alex. Până ne strângem, până una alta, deschidem și... pachetele. Hai România, aia zic, îi rupem pe nemți. Hai că îi rupem. Mă, eu îmi doresc, îți dai seama, să facem o figură frumoasă, dar e greu băieți. E greu. Andrei Mihnea, hai România, aia zic Andrei, binevenit. A apărut echipa a doua din Timo. Acum vreau să și facem niște review-uri, să discutăm despre ce a apărut în FIFA, iar după aia discutăm doar despre meci. Messi, Lukaku, Sergio Ramos, Depay, Sabitzer, Depaul, Cucureia, Ings, Tomori, vedeți că Tomori ăla e tank, Konate n-arată rău deși așa, Hector Bellerin, e clar. Tomori ăla chiar îmi place cum arată, sincer. Măcar un egal, dacă scoatem un egal, eu cred că, băieți, cred că toți din jurul echipei își doresc gen... Dacă ar putea să semneze pe un egal acum, înainte să joace, ar semna pe un egal numai să facem, să nu luăm bătaie. 5 fundași, nu treceți Zane și Gnabry de apărarea noastră. De Royce ăla mi-e cel mai frică și mie, Royce ăla e nebunie. Stai să vedem un pic echipa, discutăm. M-am văzut ceva. Am văzut ceva aici cu un SBC, vreau să văd cum e Wijnaldum ăsta de la SBC. Arată cum trebuie Wijnaldum ăsta. Salut Ilie, binevenit bro, bine ați venit băieți. 17 like-uri, vă mulțumesc din suflet. Dar nu trebuia să ne dea player picks. Să dau redeem? La ce să dau redeem? Ați primit voi player pick-uri? Skill moves 4, weak foot 4. Foarte bine până acum. Hai, work rate-ul. Hai. Am 13 ani și o să mi se facă somn. Asta bro că poți să stai, nu? Chiar dacă ai 13 ani. Acceleration 78, sprint speed 76, finishing 75, stamina 93, bine, balance 88, agility 84 și fiți atenți că e mijlocaș box to box. Short pass 87, long pass 81. Vedeți că asta arată bine, mă. N-am primit? Ia uzi, bea o cola, exact. Vedeți că asta arată bine. Dar chiar arată bine. Solid player, traits și flair. Chiar arată decent asta. Da mă, dacă băiatul are o oră și mâine trebuie să odihnească și așa, îl înțelegi. Mă, mie îmi place, eu zic că ăsta ar merge, depinde cât costă. Care știți că mănâncă ciocolată, exact. Care știți cât costă ăsta? Uitați-vă cât costă pe Footbin. Sau stai că mă uit eu acum. $115.000 mă, e decent. Dacă mă întreb pe mine, mie mi se pare prețul corect. Crio. Mă, dă ridim la... Păi ce mă, nu e dat că îmi zice acolo, ia stai un pic. Play Food Champions. Cum adică? Da, mă, trebuie să dai redeem, mersi mult, Raul, mersi mult. Mersi mult, bro. Eu n-aș fi dat, dar să mă uitam. Eu am crezut că... Bun. Păi am dat play, acum merge. Eu am crezut că se califică direct, mă. Wijnaldum poate să ia upgrade prin alea 5 junior în 10 meciuri. Păi asta zic. Wijnaldum ăla merge făcut, mă, băieți, mă. La 100.000 nu e mult. Salut, Mario, bine venit, bro. Avem mare surpriză, da. Eu zic că la 100.000 Wijnaldum ăla nu e rău deloc. Părerea mea. Uite, mă, merge. Go back. Eu nu prea am cum să-l leg, mă, bine, dacă aș avea un Mbappé, un Neymar, hai că aș avea cum să-l leg, știi? Și la oricum crește, mă. Eu nu cred că ai motive să nu faci Wijnaldum ăla, sincer îți spun. Koulibaly, hai să ne uităm și peste Koulibaly. După aia, ultima dată, înainte cu câteva minute, ne uităm pe aia, că na, cum înlegi, dacă ai avea de la PSG, ai putea cu Marquinhos, cu Hakimi pe partea dreaptă, cu Messi. Hai să zicem că n-ai bani de Messi, dar legi cu Marquinhos și cu Hakimi. Acolo ai Green Link între ei, toți trei. Înțelegi? Și cu Donnarumma în poartă. Iar pe partea cealaltă te duci frumos pe Premier League, Bundesliga, pe Premier League cu Varane și cu Mendy și cu ăia, cu Pogba și cu Kanté. Și joci, fii atent, ca să-ți dau o idee, joci Kanté cu Wijnaldum pe balance lângă Kanté cu stayback. Și ai hibrid, Premier League cu ăsta, cum zice, cu Franța. Koulibaly ăsta arată și el imperial, ești nebun la cap, 83 pace, 76 acceleration, 89 sprint speed. La minus 72 e decent pentru fundaș central, nu trebuie mai mult. Stand tackle 90, slide tackle 88, e strength 96, e nebunie Koulibaly ăsta. Salut, Ilie, bine venit, bro, te văd. S-au dus investițiile mele, că au crescut atunci puțin și după s-au dus jos înapoi. S-a aruncat lumea să le vândă. S-a aruncat lumea. Nici eu n-am apucat să vând, sincer. Și eu le țin, nu are rost să-mi bagi joc. Pentru ce? Pentru 200 de plus, la asta nu ne uităm. Hai să ne uităm la Cristiano. La ce să te uiți la Cristiano? Uitați-vă și voi la trăițuri. Power free kick, flare, long shot taker, speed dribbler, outside foot shot. Rupe, e nebun. Ce să... Dar nu merită, sincer vă spun. Nu merită, practic plătești cardul. Mai bine ți le iei pe la Once to Watch, el o să prindă un inform 100%. 100% o să prindă un inform, Ronaldo. Te-a luat la Once to Watch un inform, aia e. Dar un fir de păr să-mi dea. Nu e, mă, nu merită, vă spun eu, deși știți că sunt fan și așa, nu merită să-l faceți, păi. Doar să ai cardul albastru? Pentru ce? Bun, mă, băieți. Cam atât cu FIFA, că astăzi ne-am strâns pentru altceva aici. Dăm frumos pe flash. Accept, dăm frumos pe flash. Dăm la Europa. România, Germania, aia zic. Stați puțin că îmi dă Alex pachete. Stai că trebuie să deschid niște pachete cu Alex. După aia. Oricum mai avem timp. Avem un sfert. Alex, dăm share play. Dăm share play, bro. Comentăm, comentăm, comentăm. Am tras de păr player of the month ăsta, adică nu zic că nu-l merita, dar l-a luat și pentru că e Ronaldo. Nu, eu zic că l-a meritat. Părerea mea, el sau Salah, oricare dintre ei meritau. Eu zic, na, e strict părerea mea. Acum voi puteți să fiți de acord cu mine sau nu. El sau Salah, dacă îl dădea Salah, la fel ziceam, l-a meritat. Eu zic că a fost la egalitate, poate un plus la Ronaldo pentru că gen a venit înapoi în Premier League și ar fost mai greu, na, o reacomodare, una alta, în schimb Salah, na, știm cu toții că e în Premier League de câțiva ani, deci ăla a fost un plus al lui, faptul că el a venit în Premier League. Acum comentăm imediat, boys. 20 de like-uri, vă mulțumesc frumos, boys, pentru cele 20 de like-uri. Comentăm imediat. Vreau să vă întreb, vreți cu comentariul de pe Flash? Sau, i-am promis că deschidem pachetele, mă, sau oprim comentariul de pe Flash, cum vreți voi. Durar gol per spec, mix per spec, lăuna întreb, ăla nu, deci ăla nu vrea să-l deschidem. Salut, eu nu zinea cu bro, din păcate nu am dreptul, o să doar să comentăm. Comentariul de pe Flash, bun, hai cu Bacambu. Vreau să dai direct la club, de ce? Să zicem că și pentru imagine, dar v-am spus, dacă lua Salah, eu eram la fel, adică mi se pare că au meritat la fel amândoi. Salut bro, putem emite pretenții la un rezultat bun? Bro, din păcate, eu aș vrea, mi-aș dori enorm, dar nu văd cum, deci nu văd. Bro, ăsta cred că ți-l las, nu? Alex, 2 pachete de aici și... Are și 1000 de FIFA points. Brun, hai, deschide-le tu, Alex. Deschide-le tu, Alex, te rog. Ne aducem proviziile pentru meciul ăsta. După meci, sărbătoriți frumos, o șampanie frumos. Mihail o dublă, Ivan și eu o dublă. Ci că îl dau 3 pase de gol. Hai de sus. Deschide-le tu, Alex. Deschide-le tu, că poate ești norocos. Și doar comenta. Salut, bro, pronostic. Salut, Eric, bine venit. Bro, îl văd un 2-0. 2-0 Germania, de-aia am zis 2-0 pentru că e acasă în Germania, e acasă la ei. Îl văd un 2-0 Germania, sincer îți spun. Nu știu, mă, nu văd cum. Hai că uite, în două, mai deschide Alex puțin pachete. Care vrei tu, Alex? Și după aia comentăm echipa, băieți. Comentăm echipele. No, am văzut echipele acum. Haide, ce ne așteaptă? Eu fac o săptămână cu tine și Alexandra o săptămână rigoază la el, unul la tine și tot așa, știi ce zic? Da, bro, stai liniștit, cum vrei tu, nu-i problemă. 21 de like-uri, vă mulțumesc frumos, băieți, de ea. Hai, Alex. Hai, bro. Hai, mă, cu ceva bun. Da, mă, te-am înțeles. Nu trebuie să te justifici. Limer. Hai, mă. Un Messi wants to watch. Salut, Axi, salut, chat. Salut, Alin, bine venit, bro. Bine venit! Mersi mult, Mario, mersi mult. Vă mulțumesc, băieți, mult, băieți, cei care mă susțineți. Din suflet, pentru cu pachete și cu content, cu tot. Everton. Hai. Măcar Ramos, măcar Tomori, ești nebun? Dacă-i vine Tomori, e nebunie. Dacă i-ar veni Tomori, ar fi nebun. Bernardeschi. Uite, un Hunter ăla. Cred că e 1000 și ceva Hunter. Cred că e 1000 și ceva. Gata, bro, nu? Alex. Mersi mult, bro, n-ar fi venit un Luca acum sau un Depay, ești nebun. Mersi mult, Alex, îți mulțumesc din suflet și chiar îmi pare rău că n-ai prins ceva. Bun, Germania, România, ok. Așa, mă, băi. Să facem așa, mă, dacă... Hm? Da, mă, e mult mai bine așa. Mult mai bine așa. Captură de fereastră. Ok. Gata, băieți. Gata. Gata, mă, băieți. Deci a zis să dau drumul la comentariul de pe Flash. Dar începe în câteva minute, în 4 minute începe comentariul de pe Flash. Hai să vedem. Hai să vedem. Îmi iese să nu dau ăștia 5-6, fiți atenți. Dar să dau un pic zoom mai mare. Deci avem așa, începem cu gazdele, începem cu ei prima dată. Stați puțin, gata. Începem cu ei prima dată, cum a făcut cu Armenia. Avem așa, Ter Stegen, Kehrer, Rudiger, Sule, Hoffman pe linia de fund la ei, Goretzka, Kimmich la închidere, mijlocaș, Sané, Royce, Gnabry și Werner în față, striker. De partea cealaltă noi, Niță în poartă, Toșca stânga, Burcă, Chiriche și fundași centrali, Rus plus Rus și Rațiu, jucăm în 5 fundași, 5 fundași. Avem la mijloc Hagi, Stanciu, Marin, Mihailă și Pușca și atacant. Rezerve? Hai să vedem. Salut, Andy Vlad, binevenit, bro. N-are nimic, n-are nimic, n-are nimic, stai liniștit. Rezerve avem așa. De partea Germaniei avem un Adeyemi, Ginter, Havertz, Klosterman, Leno, Müller, Musiala. Mamă, nu joacă Müller, nu joacă Thomas Müller, pe ce mă bucur. Da, să închid un pic PlayStation-ul. Neuhaus, Raum, Schlotterbeck și Wirtz. De partea elaltă avem Ioani, Albu, Bancu, Cicâldău, Cordea, Ivan, Cheșeru, Manea, Maxim, Mitriță, Moruțan și Vlad. Sincer, mă mir că nu joacă cu Manea pe stânga. Manea putea juca inclusiv pe dreapta, chiar și pe stânga. Sincer, mă mir că nu joacă. Manea e într-o formă destul de bună, băieți. E într-o formă destul de bună. O să dăm drumul la comentariu când la și 40. Da, mă, Raul, stai liniștit, stai liniștit. Stai liniștit. Hai, mă, să dăm și noi drumul la televizor. Pe nu știi că i-a luat fața Rațiu. Nu știu ce să zic. E bun Rațiu ăla, da, nu e adevărat. Nu e adevărat, dar totuși are experiență mare Manea ăla, mă. Salut, Rafael, binevenit. Unde m-am putut uita pe telefon la meci? Bro, nu știu, Edi, din păcate, nu știu. Salutare tuturor, salut taxi. Salut, Alexandru, binevenit, bro, nu te-am mai văzut de mult. Nu te-am mai văzut de mult. Băgăm și noi căștile. Asta de comentatori. Le conectăm. Hai mă, deci nu. Gata, s-au conectat. Ia uzi, Pro TV Plus pentru online. Mamă, ce de optimiști sunteți la polul ăsta. 44 de voturi, scoate România un rezultat pozitiv, 73%, da. Salut Taxi, salut chat, salut Diez, binevenit, te pup bro, am fost în concediu de 401 și doar ce am venit înapoi în Anglia. Bine, te-ai odihnit. Te-ai odihnit. Ce optimiști sunteți, mă băieți, mă, ce optimiști sunteți. Eu am pus nu? Deci mai pesimist așa de fel. Preliminară și... Nu se aude comentariu. Este cu siguranță o partidă foarte, foarte importantă pentru viitorul acestor băieți ai noștri care în acest moment cântă cu foc, deșteaptă-te române, se aude comentariu, mă, pe Volkspark Stadion din Hamburg. Sunt destul de mulți suporteri români la acest meci, foarte, foarte concentrat. Mirel Rădoi înaintea acestui meci, cum vă spuneam, extrem, extrem de important pentru naționala noastră. Suntem într-o grupă de calificare în care... Da, se aude. Mă, de ce nu-l aud? Eu nu-l aud, mă. Un singur punct de locul 2, acel loc pe care ne dorim să fim cel puțin pe locul 2 la sfârșitul acestor preliminarii. O figură foarte concentrată a lui Ianis Hagi, care este titular în acest meci. Echipele de start. Începem cu gazdele Germania. Ter Stegen este în poartă, Hoffmann, Züle, Rüdiger și Kerrer sunt în defensivă. Iată, nu joacă. Eu nu-l aud, mă, ești nebun. Capitanul obișnuit al acestei echipe, portarul de legendă al lui Bayern și al naționalei Germaniei. Kimmich și Goretzka sunt în fața defensive, apoi trei mijlocași ofensivi, Gnabry, Royce și Sané în spatele lui Timo Werner. De cealaltă parte, echipa noastră, un sistem de joc schimbat cu trei fundași centrali. Niță este în poartă, fundașii sunt... Te pup, Alex, baftă! În banda dreaptă, Alex Vaftă. În stânga, Toșca, 4, Alex Lucaș, Ianis Hagi, Stanciu, Răzvan Marin și Mihailă în spatele singurului vârf. Evident că da, acum sunt foarte proaspăt, ok, să vorbim de meci. Hai România, te pup, hai România să fie. Dar nu știu câtă șansă avem noi. Mă, să-l las comentariu sau nu? Hai să vă văd. Dar nu înțeleg eu de ce nu-l aud în căști, mă, chiar nu înțeleg. Un parcurs perfect nemților. România este... De ce nu-l aud în căști, mă? 10 puncte, un singur punct în spatele Armeniei, care are și ea un meci foarte greu în această seară la Reykjavik, în Islanda. E un meci pe care îl vom urmări îndeaproape și noi în această transmisie live și vă voi ține la curent cu absolut tot ce se întâmplă la Reykjavik. Urmează luni pe stadionul Ghencea, România-Armenia, este un meci cu totul și cu totul special. Vom vedea în ce măsură echipa noastră va reuși la finalul acestor două partide să fie pe locul 2. Da. În condițiile acestea, dacă le recunoaște doar pe alea mari, mă. După meciurile din octombrie, în noiembrie, mai avem încă două hopuri. Vamos, băieți, le recunoaște doar pe astea mari, mă. N-am ce face, n-am ce face. Salut, Robert, binevenit, bro. Oameni buni, ne așteaptă o oră și jumătate de speranță, o oră și jumătate de fotbal foarte spectaculos, sperăm noi, și cu o evoluție bună a băieților, pentru că Mirel Rădoi spunea că și Germania are defectele ei. Cu siguranță echipa Germaniei de la venirea lui Hansi Flick a defilat pur și simplu în toate cele trei partide pe care le-a disputat. Golaverajul este 10-0, 2-0 cu Liechtenstein, 6-0 cu Armenia și 4-0 în Islanda. Acestea sunt rezultatele după ce Germania a schimbat selecționerul. Joachim Löw a stat 15 ani pe banca Germaniei, a luat un titlu mondial, dar s-a încheiat practic perioada sa de glorie. Păi cum să mă aud, mă, dacă oprise microfonul? Așa am uitat să-l opresc din nou. Hai să văd, să vă văd niște pronosticuri. Germania a fost secundul Joachim Löw la naționala Germaniei și a făcut o treabă excelentă la Să vă aud cu niște pronosticuri. Salut Andrei, bine ai venit, bro. Iar joacă România, iar o să vedem pe Stanciu cum șutează de la 35 de metri. Încearcă, mă, încearcă. De asemenea, Alex Maxim, care știe foarte bine campionatul Germaniei. Mă gândesc la care știți, pe ce program e? Bun, sper la un rezultat bun. Important este ca băieții noștri să acum începe băieți. Și să ne arate că o să de pe storie Axi in his prime moments, da. Pe ce program e, bro? Pro TV, nu? Axi, am voie să înjur? Nu, nu, fără înjurături. Se duce în bandă. Încercare de recuperare, însă nemții ies elegant. Sané. Ce pumeci și un apuc să văd, mă. Werner rămâne la limita offside-ului, primește atacantul englezilor de la Chelsea. Sunt doi jucători de la Chelsea, în primul 11 al echipei Germaniei, celălalt este Rüdiger, cel care primește mingea. Gata, mă, băieți. Propriul teren. Germania 14, România 0. Kerrer, fotbalistul lui. Cică cu Werner în atacă avem toate șansele de victorie. Zic la tine de o oră pe zi, mă, cu ce? La ce să dau pin? O echipă care are răbdare, a bătut la București cu 1-0 după. Zim la ce? A părut că nu se întrebuințează foarte mult. Minge la Hoffman. Vine la combinație Gnabry, Decarul. Să nu l-a băgat pe cordea. O minge care este scoasă dintr-o zonă periculoasă de Toșca, care ajunge însă tot la nemți. O minge care se duce în afara terenului. O națională a Germaniei care visează la un nou titlu mondial, altfel nu se poate pentru nemți. Să nu-și dea drumul, să nu-și dea drumul la joc Werner, băieți. A venit aici pentru Ia, de ce nu dai și video? În Qatar, la mondialul care se va desfășura în premieră. Aud că întreabă cineva. Nu întreabă pentru că e setat acolo să comenteze doar cei care sunt abonați. Înțelegi? Dacă nu sunt abonați, nu pot comenta. Iar cel care se abonează înseamnă că are un gând bun și nu o să întrebe aiurea, înțelegi? De-aia am făcut setarea, deci stai liniștit că nu se spameze nimeni aiurea. Aruncă de la margine Alin Toșca pentru Naționala României. Minge pentru Pușcaș. Pușcaș reușește o pasă foarte bună pentru Răzvan Marin. Poate desface jocul în banda dreaptă unde rucase Rațiu. Însă pasa mijlocașului de la Cagliari nu este precisă și nemții recuperează. Leon Goretzka. Gata, mă, i-am dat pin. Care trece de la Zule la Rüdiger, cei doi fundași centrali nemți combină. A dat subscribe. Bine Stanciu pentru a intimida, nemții însă rămân în posesie, recuperarea lui Stanciu. Stanciu nu găsește cea mai bună soluție, abia acum o pasă pentru Ianis Hagi mai departe în banda dreaptă la Rațiu. Rațiu centrează foarte bine pentru Mihai. Minge scoasă de Zule și acum un șut al lui Toșca foarte puternic, însă pe lângă poartă. Situație bună pentru noi, minutul 3. Bravo, băieți. Să profităm de inexactitățile din defensiva nemților. Exact asta la cerul Rădoi. Acum Goretzka are spațiu, pasează autoare. Bravo, băieți. Oricum la dezechilibrat pe burcă, mai departe pentru Werner în careul nostru. Werner centrează, respinge impecabil capitanul Vlad Chiricheș. De unde s-a pierdut la 1, nu știu. Nu știu. Aruncare de la margine, situație bună și pentru nemți, beneficiem de un out. Din banda stângă acolo unde Alin Toșca trebuie să găsească rapid o soluție. Vine Mihailă la primire. Încearcă Toșca pentru Mihailă, din nou Toșca, o pasă în față pentru Ianis Hagi. A fost faultat, însă jocul continuă. Arbitrul acestei întâlniri este experimentatul turc Kunei Çakır. De autogol, hai că da. Finală de Champions League arbitrată. Nu, mă, o super echipă, chiar îmi e frică, sincer. Goretzka. Am jucat și noi 3 minute bine cu băieții. Hai, mă, că abia a început, hai să nu fim. Până acum e bine. După 4 minute. Lansează pe Mihailă în care Mihailă lângă el este Zule. Mai departe pentru Pușcaș. Rüdiger reușește să respingă. A fost însă și un offside. Blitzuri ofensive foarte eficiente din partea băieților noștri. Da, offside clar la Mihailă. Măcar avem atitudine, băieți. Sincer. Măcar avem atitudine. Pasă în banda dreaptă la Hoffman. Hoffman încearcă să-l găsească pe Timo Werner și se dă penalti. Penalti, mă. 5 intervenția urcă asupra lui Werner. Este penalizată, iar începutul de partidă este foarte greu pentru noi. Burcă. Da, să vedem, mă. Dai să vedem. Nu se vede pe această reluare. Werner a plonjat, a simțit în spatele său atingerea lui Burcă, iar Kunei Çakır s-a păcălit, cred eu. Încearcă să... N-a fost nimic, mă. Din camera VAR. Îi bagă piciorul, nu e fault. Arbitrul turc, să vedem. Îi bagă piciorul sub călcâiul lui. De la 11 metri, minutul 5 pentru Germania. E o situație foarte complicată pentru noi. E contact un pic, dar îi bagă piciorul sub genunchiul lui, mă. Sub genunchiul, sub călcâiul lui. Germania așteaptă decizia arbitrilor. Pregătit să execute este Kimmich. Momente tensionate la Hamburg, minutul 5, Çakır a dictat lovitură de la 11 metri. Eu nu-l văd penalti, ăla mi se pare o prostie, mă. Presupus contact în careu între Burcă. Îi ia piciorul după aia, dar era deja în cădere, mă. Una dintre ele lor că Werner plonjează de lângă Burcă, simțindu-i prezența în spatele său. Çakır discută cu oamenii din camera. Nu e, mă, nu are cum să fie penalti, mă, nu trebuie să fie penalti, ăla mânge odată, mă. Deja un gol la această oră. Turcia conduce în fața Norvegiei cu 1-0. Foarte tensionat Mirel Rădoi. De mai bine de... Ba da, este VAR. Arbitrii analizează faza, iar Çakır se va duce să vadă... Nu e, mă, n-are cum să fie, n-are cum să fie penalti, mă, la mă, niciodată, mă. Ăsta e un semn bun, totuși. Dacă vă uitați acolo, îi bagă Burcă piciorul sub călcâi. Nu sunt foarte sigur, iar Çakır va analiza... Într-adevăr, după aia, Werner fiind în cădere, se atinge puțin de Burcă, dar deja era căzut Werner. Uite, îi bagă, uitați-vă cum îi bagă piciorul sub călcâi. Se vede un contact și la nivelul genunchilor, dar pare că... Nu e, mă, niciun penalti, mă, hai, mă, că nu e, mă. Asta, exact ce zice și comentatorul ăsta, dar Flash îl calcă, mă, îi bagă sub picior, îi bagă. Burcă calcă pe pământ, ce vrei să facă? Lovește, cred eu, involuntar pe Werner. Çakır revede faza de mai multe ori. De mai bine de 2 minute nu se joacă la Hamburg, pentru că Çakır, turcul de la centrul terenului, a dictat. Iar unde l-atinge el la genunchi, după aia Werner deja era în cădere. Fază foarte complicată. Werner era de... Am scăpat de penalti. Asta am zis, mă, asta am zis, mă, nu mă înșală, mă, ochiul meu, mă. Scăpăm. Nu mă înșală ochiul, mă. Aia zic, mă. Măcar dacă luăm bătaie, să luăm bătaie pe bune, mă, nu așa. Mi s-a părut din prima că nu e penalti. Bravo, mă, Burcă, mă. Pentru mine e cel mai bun fundaș central din România, mă. Român, pardon. Vedeți de ce e bun, de ce e bun varul. E ok ce ai dictat acum. S-a reluat jocul cu nemții în atac. Nabri, Burcă respinge foarte precis până la Stanciu. Stanciu evită un adversar, pasează foarte bine pentru Ianis Hagi. Pe contraatac România încearcă să dea lovitura. Ianis Hagi este la marginea careului. Ianis Hagi trece spectaculos. Hagi, gol! Da, bă! Da, mă, da! Da, mă! Ianis Hagi! 1-0 pentru România la Hamburg! Ce le-a făcut, mă? Ce le-a făcut, mă? Da, mă! 1-0 pentru România! Suporterii de pe Volkswagen din Hamburg, suporterii români din Germania, sunt în culmea fericirii. 1-0 pentru România. Ianis Hagi deschide scorul după o acțiune fantastică. Da, mă! Trece spectaculos de Rüdiger și îl învinge pe Ter Stegen. Fundașul lui Chelsea, dorit de Real Madrid, nu a existat în fața lui Ianis Hagi. Este cel mai important gol marcat de Hagi. Ce i-a dat-o? Ce i-a dat-o lui Rüdiger printre picioare? Nu pot să cred. Ce execuție! Nu pot să cred. Ianis Hagi reușește să marcheze Fantastic, fabulos, România conduce cu 1-0 în fața Germaniei. Bă, l-a făcut varză pe Rüdiger, mă, marele Rüdiger. Marele Rüdiger, niciodată nu l-am suportat, mă. Și Pușcaș reușește recuperarea, încearcă noi și să dea o nouă lovitură. Pușcaș utează mingea deviată pe lângă poartă. O nouă ocazie. De 2-0 echipa noastră. Îmi pare rău, Ilie, nu știu, nu am, ți-aș fi dat dacă aveam. Incredibil de meci. Da, mă, da. Ca naționala Germaniei să fie cea care conduce ostilități. Ha, mă, că se poate. Arbitrul Ceacăr inițial a dat penalti. Nu contează, mă, atitudine să avem. După ce a revăzut faza de foarte multe ori, la numai un minut după aceea, Ianis Hagi deschide scorul la Hamburg. Lovitură de colț pentru România. Stanciu va executa. Nemții par surprinși de această replică foarte solidă dată de naționala noastră. Execuția lui Stanciu centrează foarte bine. Mingea traversează careul. Recuperarea lui Rațiu. Rațiu, lângă el este Leroy Sané. Rațiu încearcă să treacă. Continuă Rațiu. Are spațiu. Rudi. Da, scapă terenului. Minutul 11. Naționala României conduce cu 1-0 în fața Germaniei. Să vedem replica nemților. Hoffman face pressing și hai să nu ne îmbătăm cu apă rece, mă. Hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. Hai să rămânem cu picioarele pe pământ, nu dominăm. Am început bine, e adevărat, am dat gol. Dar hai să nu, știi? Răzvan Marin între patru adversari. Răzvan Marin scoate mingea foarte bine pentru Stanciu. Iubesc faptul că atitudinea e alta. Centrează Toșca, mingea respinsă de Zule, recuperarea lui Stanciu. Din nou Stanciu după pasă cu lui Mihailă. Stanciu trece de doi adversari, vine Niabri și fură mingea. Mihailă încearcă să recupereze, dar nu reușește. Goretzka, se dau lupte grele la mijlocul terenului contra nemților. Royce este deposedat, vine Vlad Chiricheș, foarte dur. Ce bine se bate și Mihailă, mă, ești nebun. O minge care ajunge până la urmă la Niabri. Chimich, bă, ce atitudine, bă, băieți, nu vine să cred, mă, ce atitudine avem. Voi vedeți? Echipa națională a Germaniei este primul gol pe care l-a încasează Germania în era Heinz. Da, mă, da. Ce atitudine avem, mă, ești nebun. A început fantastic meciul de la Hamburg. Hoffman. Aia vreau să văd, mă, chiar dacă nu ai calitate, chiar dacă nu ești cel mai bun sau nu. Bă, atitudine, mă, atitudine, să vezi că se poate. Acțiunea nemților, însă recuperarea este din partea lui Mihailă, care poate pleca pe contraatac. Mihailă încearcă să treacă de Zule și nu reușește. Cum vezi banda ta, jucătorul de bandă, jucător de atac, că face tackling-uri și că își aruncă corpul în bătaie, aia contează foarte mult. Și poți face mari ravagii cu așa ceva. Mari ravagii poți face cu așa ceva, cu atitudinea. Ambiție, tata, aia zic, exact. Toșca aruncă de la margine. Nu are foarte multe soluții, trimite în direcția lui Pușcaș. Pușcaș în duel cu puternicul Zule și este corner. În mod normal este corner. Se pare că brigada din Turcia nu a văzut atingerea lui Zule, iar Nu, ăștia nu suntem noi. Scape de lovitură de colț. Mingea la Rüdiger. Dar cum e fotbalul ăsta, mă, băieți, mă, cum e fotbalul ăsta, mă, cu câteva minute înainte, eram la agonie. Credeam că o să fie penalti pentru ei. Vine Kimmich. Kimmich schimbă partea, o pasă în dreapta pentru Hoffman, întâmpinat de Toșca. Un nou duel între Timo Werner și Burcă. Cât de important a fost acea fază în care Ceacăr și-a întors propria decizie după ce a revăzut fazele. Turcul a fost într-adevăr la înălțime. Rüdiger. Cercat Royce. Mai dăm unul până la pauză. Hai, mă, să nu ne aruncăm, stați un pic. Să vedeți că o să se așeze Germania și noi nu o să mai putem fi chiar atât de sus. Salut, Sideș, bine ai venit, bro. Vezi că Rüdiger ăla e printre cei mai buni fundași din Premier League și Hagi l-a driblat de nu știa de el. Pe aia zic, mie nu-mi place de Rafael, nu-mi place de Rüdiger Rafael, pentru că, cum să zic eu, el era înainte un fundaș central pisoi, înțelegi? Și i-au reproșat mai mulți antrenori că e foarte, mi-a dus și mie ceva de băutură. I-au reproșat mai mulți fundași antrenori că e foarte moale. A început el să facă pe duru. Dar o face rău, o face în stilul lui Ramos, dar o face rău așa. E un mai mult cioban. De asta nu-mi place stilul de abordare nici cum. Am avut și șansă totuși. Bă, nu știu ce șansă am avut, adică n-am fost norocoși. Am fost norocoși că s-a făcut dreptate. Dirijor pe margine încearcă să impulsioneze pe băieții noștri care au reușit să deschidă scorul în fața Germaniei. Gândește că în fața cu Chelsea în Champions League în finală la merita roșu și merita vreo 3 etape suspendare pentru ce a făcut lui KDB. Așa doar ca să-și într-o poziție la mijlocul terenului unde nu era niciun pericol. Rațiu încearcă să-l stăpânească acolo în acea bandă greșită, pasa lui Leroy Sané, recuperarea lui Răzvan Marin. Ar fi un rezultat istoric, niciodată într-o partidă oficială România nu a învins Germania. E acel rezultat din Giulești, 5-1 acum aproape 20 de ani. A intrat ca ciobanul, da. Amicală, adevărat dezastru pentru nemți. Și e el așa agresiv, dar nu constructiv. Aia nu-mi place la el. Apă sau apă. Recuperare foarte bună a lui Burcă. Stanciu. Am observat, dar nu am zis nimic. Nu, nu-mi place, mă, nu-mi place cu mustață nici cum. E nevoie de un Pușcaș foarte inspirat. E nevoie de... Poate facem și noi băieți 40-45 de like-uri. Da, mă, e apă, nu te mai... Aceste faze gândite de nemți. Timo Werner pe bancă, este Kai Havertz, neamțul care a decis ultima finală a UEFA Champions League. Royce, intervine foarte bine Chiricheș, o greșeală a lui Răzvan Marin, o minge care ajunge la Royce, e o aglomerație acolo, centrare bună, iese până la urmă și respinge din fața porții, Rațiu, a fost lovit Niță, este la pământ portarul nostru, cel mai bun jucător al Naționalei României din ultimul an, Florin Niță, portarul de la Sparta Praga. A fost o neînțelegere între Toșca și Chiricheș, o centrare la care Niță nu intervine foarte bine, a fost lovit. Pe ce site vezi meciul? Andrew, îl văd pe ProTV, îl văd la televizor. Da, Cosmin, știu ce zici, dar mie nu știu. Una e să fii agresiv și alta e să fii nesimțit. Din acest punct de vedere trebuie să avem emoții foarte mari. Mulțumesc frumos celor care apasă butonul de subscribe. Sunt Vlad și Aioani, portar cu puțină experiență în comparație cu Florin Niță, care primește acum îngrijiri medicale. Continuă să fie... România a dat pe dificultate semi-pro că n-ai cum pur și simplu să-i dai gol Germaniei. Ei, nu ai cum, Fabian. Ei, nu ai cum. Hai să ne amintim că niciun campionat european nu au făcut extraordinar. Au avut niște meciuri la campionatul european Germania de râsul plânsul. Într-adevăr, au avut și meciuri în care au rupt cu Portugalia, au jucat extraordinar și așa. Dar au avut meciuri în care și-au arătat limitele grav. Rudiger e stilul lui Vidic, nu. Nu comparați pe Rudiger cu Vidic niciodată. Rafael, niciodată. Ăla, Vidic, era și agresiv, dar agresiv constructiv. Cum să spun eu? Se sacrifica el, adică îți băga capul în gheată. În schimb, Rudiger pune gheata în capul adversarului, înțelegi? Salut, Pohlai! Bine ai venit! A venit Criu cu contul secundar? Meci extrem de important pentru speranțele noastre de calificare la... De Vidic te speriai, da. Vidic era un... 1998. Treceam de grupe atunci, eram însă învinși de minunata Croație, așa cum au numit-o jurnaliștii francezi. Este și nu e niciun site care transmite meciul, m-a ajutat foarte mult. Andriu a pus Robert. Robert, mai pune o dată, te rog eu frumos. Man, nu joacă, nu. Robert, mai pune o dată link-ul pentru Andriu. Andriu, te rog, ăla pe care i-l-ai dat lui Ilie. Rațiu aruncă mingea către Pușcaș, Pușcaș îl ține spate pe Rudiger, e posesie pentru noi, s-a bătut foarte bine George Pușcaș, revenit ca titular național la României după acea prostie de la Erevan atunci când a luat cartonaș roșu la 2-1 pentru România în fața Armeniei. Cât de bun ar fi fost o victorie acolo. Aruncă a dat gol Olanda, băieți, cu Letonia. Rudiger, presat de Pușcaș, trimite în afara terenului național. Vine ceva de Varan. Unul dintre cei mai buni fundași central din lume. Să obțină ceva de la acest meci. Nu e în cea mai bună forma lui, dar e unul dintre cei mai buni fundași central din lume. Deci că este au Ajax, să trăiesc, să mă. Da, mă, e un meci important și un meci în care arătăm bine până acum. Însă nu i-a ieșit. Pe contraatac Niabri, oprit de Burcă, dar mingea sare la Sané. Vine și Hoffman. Că și în momentul de față aia stă cu pistol. Pasează concentrarea acestuia este slabă, respinge Stanciu, declanșează un Gerard Moreno. Pușcaș, un copil care continuă să Pușcaș foarte bine. Și se dă fault. Cade Kimmich. Da, Pușcaș l-a pâlmuit acolo pe capitanul Germaniei. A fost frumos golul lui Hagif, superb, ești nebun, superb. Eu dă printre... Face bicicletă cu exteriorul, eu dă printre picioarele Rudiger, ești nebun. Băi, bicicletă înainte și cu exteriorul. Cu exteriorul, deci nu cu latul, nu... Cu exteriorul, finețe, o dă printre picioare. Una e să dai, una e să faci așa ceva cu interiorul, alta e cu exteriorul. Își face mingea pentru un șut. Aceasta ajunge până la urmă la Goretzka. Kerrer. Kimmich. Acțiunea nemților. Ăla a fost un gol. Werner intră în combinație. Hoffman. Ăla a fost un gol marca Gică Hagi, marca lui Taixo. Ăla a fost un gol de nivelul lui Tasu. Se întoarce Mihailă foarte bine și încearcă să obțină prin planul. Mihailă deraiat de Hoffman, însă continuă acest contraatac. Mihailă are spațiu și are viteză foarte bună. Continuă Mihailă, centrul Mihailă. Rudiger. Reușește să-l oprească pe Pușcaș. Vezi că rupe Mihailă criogen. Dovadă de mult realism în joc. Apărăm foarte bine poarta lui Niță și pe contraatac le facem rău nemților. Goretzka. Germanii nu joacă de bugetul pe care l-au și eu zic la fel, dar hai să nu ne aruncăm. Să nu ne aruncăm că e minutul 21. Capitanul Germaniei pasează, dar greșește Stanciu cu călcâiul pentru Burcă. Credeam că nu dăm gol cu Ter Stegen în poartă. Poți să dai gol oricui, mă. Poți să dai, trebuie doar să-ți dorești. N-a existat în lume echipă căruia să nu poți să-i dai gol. Ia uzi că a găsit pe his goal meciul, Ilie. Care este cel mai bun cuplu de fundași sezonul acesta de fotbal. Leroy Sané, pătrundere frumoasă în careu, centrarea lui Leroy Sané, Vlad Chiricheș. Să zicem Sassuolo reușește să respingă și nu pot să mă decid, sunt mai mulți. Sunt mai mulți care pot fi. Nu e unul cum era pe vremuri, nu știu, Ramos, Varan înainte, cum era Puyol cu Piqué, a fost o vreme. Nu sunt unii care să fie 100%. Începerea construcției din propriul careu, degajarea lui Burcă nu este foarte precisă, recuperează repede. Da, Ilie, mersi mult. Sunt mulți care caută meciul, sunt mulți care rămân și discută cu noi, se abonează. A căzut foarte spectaculos, dar nu a obținut 44 de like-uri, vă mulțumesc frumos, băieți. A obținut un corner până la urmă, dar își dorea mai mult. Important de văzut cum reacționează echipa noastră. Aș putea spune că cei mai în formă sunt... Cel mai în formă e Ruben Dias ăla. De la City. Așa, pe aia doi aș alege. Sincer. Ruben Dias a fost cel mai constant și cu centrare prin Deniță. Lovitura de cap i-a aparținut lui Niabri. 26 de ani. Jucător crescut de Arsenal, Niabri, joacă la Bayern. Nu a fost offside. Calmă, Niță, mă, calm, bă, băieți. Cel mai în formă e Tamaș, da. Calm, băieți, calm. Avem nevoie de calm. Fundașul care volează în campionatul maghiar la Molhefe-Hervar, trimite în afara terenului Rudiger. Avem nevoie de mult calm. Echipele la care joacă ai noștri și unde volează nemții weekend de weekend sunt inutile, însă pe tabelă scorul este 1-0 pentru noi. Asta să vedem, să văd puțin, vă arăt un pic clasamentul. România pe 2, și de ce vă întreb de clasament? Că, uite, dată fiind situația asta, Germania s-ar mulțumi și cu un egal, băieți. Germania s-ar mulțumi și cu un egal, deci pentru ei nu e capăt de lume dacă fac un egal cu noi. Înțelegeți? Se demarce între fundașii centrali. Sunt 3. Mă aduc aminte, Mirelodoi a schimbat sistemul. Rudiger. Deci, pentru ei nu e, de-aia nu vreau să-i văd într-o alertă maximă cu noi. Goretzka, Hoffmann. Mijlocașul de la Borussia Mönchengladbach pasează în banda dreaptă. Centrarea este foarte slabă, este în afara terenului, din fericire pentru noi, a lui Serge Gnabry. Pe banca tehnică a Germaniei se află și Karim. Mă, Raul, trebuie să fiu un pic și realist, trebuie să fiu un pic și realist, că altfel după aia o să fi dezamăgit maxim. 19 ani este golgeterul lui Red Bull Salzburg. Dacă nu faci 60 de like-uri, mulțumesc frumos, băieți, pentru susținere. Mă, știi cum e, cine vrea apasă, cine nu. Trebuie să ne paseze, asta zic, trebuie să fim și realiști. Pentru că nu poți să ții fuleul ăla din primele minute, din primele 15 minute, nu poți să-l ții tot meciul. Trebuie să fii și realist că la un moment dat trebuie să se așeze jocul și o să te domine Germania. Trebuie doar să rezistăm, atât. Și pe contră să lovim. Cred că cu golul ăsta, sincer vă zic, cred că cu golul ăsta Ianis își bate în cuie poziția de titular, părerea mea. De acum încolo nu cred că o să mai existe, doar dacă e el accidentat sau e obosit sau nu o să mai existe meci fără Hagi, părerea mea. Leroy Sané vine lângă el Rațiu, Leroy Sané joacă 1-1 cu Rațiu, pasează în spate până la urmă pentru Kimmich. Goretzka, Zule. Mamă, ce bine a revenit Hagi la faza aia acolo. La locul Germania se pună 3 puncte, da. Se apără bine și Mihailă, recuperarea lui Burcă, pasă bună pentru Răzvan Marin. Contraatacul este o pasă lui Ianis Hagi în direcția lui Pușcaș. Respinge Zule doar până la Mihailă. Toșca. Bună pasă lui Toșca, însă s-a lepliat excelent Goretzka. Kimmich. Cei doi mijlocași centrali lui Bayern combină și la această fază. Pasă la care Niță intervine excelent în fața lui Leroy Sané. Hai România, Andrei, hai România. Bun portar și Niță, bun portar. Bun portar, n-am ce zice. Nu are cum să fie mulțumit noul selecționer la Germania, Hansi Flick, de rezultatul de pe tabelă. Bun portar. Alocare de la margine pentru Germania, Hoffmann. La mijlocul terenului, schimbă partea pentru celălalt fundaș lateral, Kerrer. Leroy Sané. Combinația cu Royce, s-a văzut mai puțin Royce decât Gnabry și Sané. Să nici nu se vadă Royce. Mai puțin decât Werner, care a început foarte bine. Niță mai bun decât Tătărușanu și eu zic la fel. Salut, Sorin, binevenit! Binevenit, Sorin. Eu zic că mai bine, mai bun. Gaură în defensiva noastră, centrare respinsă de Burcă și acum Toșca, cel care trebuia să fie, să-l blocheze mai devreme pe Sané, pasează în direcția lui Pușcaș. Recuperare rapidă a nemților care își continuă valurile ofensive. Hoffmann. Sincer mă mir, joacă Royce, da. Sincer mă mir că nu l-a jucat pe Cicâldău. Bunicul meu a zis că ne dau cu fotbal în cap, mă bucur că se înșală bunicul tău. Încă. Nu știu ce va fi până la final. Niță e mai bun decât Radu. Radu e un portar de moral. Dacă n-are un moral bun, Radu cam scârție, de-aia. Celelalte rezultate, pentru că extrem de importantă este disputa de la Reykjavik dintre Islanda, echipă cu doar 4 puncte până acum în această grupă, incredibil de puțin, joacă împotriva Armeniei, echipa aflată pe locul 2 cu 11 puncte înaintea acestei partide. Sper să bată Islanda, mă, cum zice și ăsta. pentru Leroy Sané. În poanta stângă vine Rațiu să-l oprească. Combină cu Kimmich. Kerrer, Zülle. Urcă fundașul central și pasează în banda dreaptă unde Hoffmann așteaptă. Scăpat de dor Hoffmann până acum de Toșca. Să fie mult mai atent Toșca. Royce, frumoasă faza nemților, însă Kirikeș intervine minunat și oprește 1-2 din 2019. Pe asta zic, na. Da, un super portar și Radu. Are timp, e tânăr. Royce, capitanul Borussia Dortmund. Ce intervenție a avut Kirikeș, băieți. Ce intervenție a avut. Bravo lui. Rudiger, Ter Stegen, învins în această partidă odată până acum de Yanis Hagi. Zülle pasează cu Rudiger. Ai noștri mențin linia defensivă cât mai aproape de centrul terenului. Nemții încearcă să o împingă cât mai mult. Cum ar fi un 1-0 la pauză. Avem un sfert de oră până la pauză. Continuăm să conducem cu 1-0 în Germania. Rudiger. Ter Stegen. Din nou Rudiger. Avansează și Stanciu, încercând să creeze acolo presiune. Rudiger. Hoffmann. Mi-e dor să te văd cum spari, pe când am mai spart. Să-l oprească, găsește o soluție foarte bună Hoffmann, însă cu Royce. Chiriche să mai dea una acum, a dat cu Ajax. Ăla e un gol odată în viață. Normal la Werner, care pătrunde singur către poartă. Werner centrează în fața porții. Era un offside, evident. Mingea se duce în afara terenului. Offside, mă, băieți. Offside, dar asta e regula, să lase faza până la final. Revedem faza. Poziția în afara jocului în care se afla Timo Werner. Așa trebuie, să lăsată faza până la capăt. Germani sunt încă cu zâmbetul pe buze. Îl cheamă la naționala Germaniei pe unul din jucătorii emblematici ai Ligii a doua, Terode. Văzut un banner acolo. Continuă atacul Germaniei. Alunecă Goreț, care recuperează ai noștri. Vedem pe Yanis Hagi. Pasa în spate pentru Burcă. Burcă, care a intrat în teren în ultimul moment în locul lui Nedelcearu. Mai da Hagi una din corner. Hai că n-ai pretenții să dea gol din corner. Centrarea lui Sané se întoarce și pasă acum pentru șuta lui Goreț. Intervine extraordinar Yanis Hagi, care continuă. Mâine, Raul, mâine. Băieții noștri rezistă. Hoffmann. Devine tot mai greu. Minge lăsată în spate la Kimmich. Combinația cu Niabri. Zülle. Rămas în poziție avansată. Lașul central german. Rudiger. Toți jucătorii sunt evident în jumătatea noastră. Germania presează. Hoffmann. Combinația cu Niabri. Avem apărare momentan, da, mă, sincer. Până acum apărarea a mers stas, atât Burcă cât și Kirikeș. Și fundaș și lateral, Rațiu și Toșca. Chiar au jucat foarte, foarte bine și au fost și ajutați de mijlocași. S-a luat în brațe de Rus. Intervenție fantastică a lui Niță, un șut foarte puternic al lui Royce. Pe portar totuși Niță a stat excelent. Rațiu este atacat, însă pasează foarte bine printre doi adversari pentru Yanis Hagi. Yanis Hagi cu o trecere spectaculoasă, cere foul, jocul continuă. Rudiger l-a pus la pământ, însă Kunei Çakır vrea un joc liber. Niabri, pătrunderea lui Goretzka, lasă în spate, însă greșește. Kimmich, bun, Raul, bun, mersi. În fața porții, respinge Rus. Foarte bună intervenția lui Adi Rus. Continuă atacul nemților. Hoffmann centrează. Intervenție excelentă a lui Stanciu, care încearcă să țină cât mai mult de minge. Recuperarea lui Kimmich. Nu mai ținem de ea, mă, băieți, mă. Nemții ne atacă. Sunt din ce în ce mai insistenți. Royce. Kimmich. Nu mai prea putem să ținem de ea. Îl alege pe Kerrer. Da. O pasă nu primește Mihailă? Asta nu, bro, că a jucat. Nu vezi că nu avem în general mingea, apoi N-ai pretenții, cine are mingea, cine nu. Am rezistat, continuăm să conducem cu 1-0. Hoffman pentru Niabri, centrare bună a lui Niabri, intervenție însă la fel de bună a lui Vlad Chiricheș, capitanul naționalei României. E greu, e greu, e greu, vă zic de acum, e greu să rezistăm așa. Din nou Kimmich, cearcă o pasă verticală, nemții au calitate, au jucători fantastici. Kimmich, pasă excelentă pentru Niabri, Niabri șutează! Da, știu povestea, Andra, știu, bravo lui, bravo lui, știu povestea. Știu. Soluție foarte ingenioasă a lui Niabri. Cred că a vrut totuși să centreze. Mamă, ce era să fie înșelat Niță. Și a reușit să prindă mingea. 1-0 pentru Armenia Islanda. Nu e o veste bună. Mamă, conduce Armenia. Ai, mă. Chiar dacă vom reuși să câștigăm miraculos, spun eu, în Germania, nu vom fi pe locul 2 la aceste scoruri înaintea partidei directe cu Armenia din Ghencea, dar mai e mult până la finalul meciurilor, încă 10 minute până la pauză. Recuperarea noastră, Adirus, fentă frumoasă, Rațiu, este oprit și aruncare de la margine pentru noi. Nu, îi se dă mingea nemților. Rudiger. Royce pasează pentru Werner, lângă el este Rus, Werner luat în primire de Rus, încearcă să-l ia în brațe dacă se poate Rus cumva, dar nu reușește, pasează în spate Werner până la urmă, la Kimmich. Kimmich, Niabri, pe șut, pasează însă la Hoffman, Hoffman poate centra, o face, mingea a fost despisă cu fața de un jucător al nostru, încercăm să ieșim de acolo, Mihailă nu-l oprește pe Hoffman, continuă atacul german. Goretzka. Goretzka pentru Zule, care a venit în poziție centrală. Zule. Nu reușim să ținem de ea, mă. Niabri, la marginea careului Niabri, lasă pentru Goretzka, pentru același Niabri, centrare din prima, iese Niță. Nu reușim nici cum să ținem de ea, mă. Foarte nemulțumit. Să ieșim puțin. Consideră că a fost în offside. Cum stăm în 18 metri, nici măcar în 20 de metri, stăm în 18 metri. Stăm în fața careului. Uneori chiar în careu. Presat de Rațiu, pasează pentru același Kerrer. Goretzka are spațiu. Însă preferă să se întoarcă. Ciudată decizie, Pușcaș a venit și el la pressing. Este acolo și Răzvan Marin. Defensivă totală din partea naționalei noastre în ultimele 10-15 minute. N-a mai putut ieși pe contre. Atunci când a făcut-o, Ianis Hagi a deschis scorul în fața... 49 de like-uri, vă mulțumesc frumos băieți, poate facem și noi 50. E cifră fixă. Număr fix, pardon. Rudiger, o pasă lungă, Leroy Sané, stop perfect, în fața sa vine Rațiu, ca de obicei. Rațiu încearcă să-l oprească. Sané, Rațiu este lângă el, foarte bine a reușit să-i fure mingea până la urmă. Iar Ianis Hagi nu reușește să găsească o continuare potrivită. Va fi aruncare de la margine pentru naționala Germaniei. Kimmich, Zule, urcă Zule. Niabri, Rudiger, Kerrer. Sunt curios de posesie, mă, o să ne uităm. O să ne uităm la pauză, băieți, la posesie. Aglomerați nemții în acea parte a terenului. Rudiger încearcă să schimbe mingea. Opri faza, îi dă mingea lui Cuneici, s-a spart mingea. Kimmich trimite în afara terenului, iar nemții vor relua atacurile cu un nou balon. Încearcă recuperarea și o reușește foarte bine Stanciu. Răzvan Marin, Rus, greșește pasa, Rus tot el trebuie să recupereze în fața lui Sané, dar nu... Mă, chiar era spartă mingea, sau doar desumflată, chiar era. 90, ai, nu chiar 90, 80 și... 80%. Stanciu a mirosit acea pasă pur și simplu și a reușit să o atingă, însă recuperarea asta lui Rudiger. Zule. Presat de Mihailă, avem nevoie de energia lui Mihailă, de viteza sa pe contraatac, pentru a surprinde din nou această națională a Germaniei, despre care Mirel Rădoi spunea că are și puncte slabe, le-am văzut. Va fi o aruncare de la margine pentru Germania. Ne inspira până acum Leroy Sané. De asemenea, Niabri nu pare într-o formă deosebită. Sperăm să fie așa și în continuare. 75, stai mă că vedem aici statistici. Da, 75. Am gândit eu 75-80. Cred că o să fie 80 până la pauză. Cred că o să fie 80 până la pauză. Să vedem din nou viteza lui Mihailă, nu pasează pentru Răzvan Marin. Răzvan Marin este înconjurat de tricouri albe, pasează cu călcâiul pentru Burcă, care este faultat. Era o situație. Nu mai avem mult până la pauză. Marin a știut să iasă din ea. Se vede faptul că Răzvan Marin joacă meci de meci într-un campionat tare în seria la Cagliari, adevărat ultima clasată, însă contează atât de mult duelul de tar pe care le are Răzvan Marin în fiecare etapă. Burcă cu ceva probleme medicale. Minutul este 41, mingea la noi, Toșca. Toșca pasează pentru urcarea lui Pușcaș, nu se ridică faniul, Pușcaș este în careu, Pușcaș în continuare, Pușcaș, Pușcaș! Blocat până la urmă, extraordinar fază, Rudiger, un ultim efort l-a blocat, se dă faul, Ceacâr în fața lui, Royce, da, era pus la pământ, foarte nemulțumit la Chiricheș. Da. Cred că a luat mingea Chiricheș, se vede pe reluare. Rămânem în memorie cu acea fază în care Pușcaș este aproape de 2-0, primește galben Stanciu. I-a rupt jambierele adversarului direct, Leon Gorețca. Stanciu, intrare din spate pe gambă. Mamă, bine că a scăpat cu galben aici. Bine că a scăpat, Stanciu aici de roșu. Norvegia 1-1. Liechtenstein, Macedonia de Nord în grupa noastră 0-1. Era urât dacă nu scăpa aici. Islanda, Armenia, mai avea nevoie de un egal, măcar un egal acolo. Rudiger. Țireau atacurile, Zule. Zule pentru același Rudiger. Avansează liniile noastre, Ianis Hagi face presă. Haideți mă băieți mă. Minge la Sané. Da. Iar rup Jambiero. Care Stanciu la mână, nu știu. Niță degajează pentru Pușcaș, care ia fața extraordinar lui Rudiger. Hoffman. Mai de asta Anciuca atunci când era la Steaua să dea mai frumoase. La marginea care o respinge Ianis Hagi. Până la Pușcaș, însă de această dată Pușcaș a fost. Mă, dar cam, doar eu observ cam slab rog gazonul. Cam prost gazonul ăla de la Hamburg. Acolo Rus intervine din nou Adi Rus și reușește să respingă. Burcă îl oprește pe Leon Gorețca, iar Stanciu trimite în afara terenului. Un pic de panică în defensiva noastră la această fază la care Niță ieșise. Adi Rus nu cred că l-a auzit. Portarul nostru țipă de obicei foarte tare și a respins greșit. Am scăpat însă, continuăm să conducem cu 1-0 la Hamburg în fața Germaniei. Grupă de calificare la Mondialul din 2022. Rudiger. Zule. Niabri. Reușim să-i ținem pe nemți în zona de la mijlocul terenului. Acum o pasă lungă. Îl viza pe Kimmich. Venit... Am băieți, încă 2 minute, mă. Să speculeze. Încă 2 minute. Decide până acum reușita superba lui Ianis Hagi din minutul 9. Pătrunde Niabri, Niabri șutează pe lângă poartă, din fericire. S-a căscat. E nu prea mi se pare față de ce Lie, față de ce ma aici. Mie față de ce gazon au nemții aici. Nu prea mi se pare chiar așa. Minutul 44 ne chiar așa bun. Finalul primei reprize. O primă repriză care va fi cu siguranță prelungită cel puțin 2 minute după ce e cam sărit. Am văzut-o în poartă, da. Bă, dacă stăm să ne gândim, nu au avut faze băieți. Băieți și fete, nu au avut faze foarte mari nemții. Au presat, dar nu au avut faze. Faze mari mă refer, să zici, bă, a scos Niță, nu, un șut extraordinar sau a avut o bară sau ocazii foarte, foarte mari. Nu au avut, au pus presiune, dar... Salut, Matex, binevenit, bro. Au avut 72 de șuturi, ai, 72, unde ai văzut 72 de șuturi? Presat de Stanciu, cade Chimi. Uite, vezi, nouă. Vitura liberă, Stanciu este foarte, foarte supărat. Chimi a știut să obțină această lovitură liberă în stilul lui Jack Grealish și a pus în fața mingei. Păi de atunci l-am dat. Dacă Stanciu va intra la minge. 49 de like-uri, băieți, ne-am cam blocat la 49, nu facem și noi 50. Până la pauză. E imposibil să nu fie un băiat care să nu fie apucat, să nu fie apăsat. Pentru Germania, minutul este 46. Execută Joshua Kimmich. Hai, mă, să scăpăm de faza asta. Lui Kimmich respinge foarte bine Pușcaș. Mai departe Stanciu, însă acolo era doar Niabri. Royce. Niabri greșește pașii șutului Rudiger de la distanță, pe lângă poartă. S-a hazardat Rudiger. Era o fază care impunea un șut de la mare distanță. Venise acolo și Kirikeș să-l blocheze. Mingea s-a dus în Rudiger. Gazonul este în avantajul nostru, România chiar este obișnuită să joace pe asemenea gaz. Da, exact. Deci e spre avantajul nostru. De seama că ăștia sunt învățați. Eu de asta am zis că e slab gazonul, raportându-mă la ce teren au ăștia prin Germania. Mese de biliard. Pentru Ianis Hagi, mai departe Pușcaș scapă singur către poartă. Da, bro, să-ți răspundă, n-am stat. Hai, mă, n-am stat pe telefon deloc. Ați răspund, promit. Mamă, Pușcaș. A fost lent Pușcaș la faza asta, mă, a fost lent și n-a intrat în interior. Să fi făcut un cut inside. Suporterii români sunt în extaz în tribunele lui. 53 de like-uri, bine. Nu, mă, n-are viteză, n-are viteza aia, nu are viteză Pușcaș atât de mare, cum are Mihailă, de exemplu. Nu și-a făcut pașii. Stanciu execută scurt, centrare acum pentru Rus! Oh! Mingea a fost respinsă, lovitura de cap a lui Rus. Am sperat că se duce pe colțul lung, păcălindu-l pe Ter Stegen. Cearcă ai noștri să mențină posesia, însă Goretzka se întinde și pasează pentru Tilo Kehrer, iar nemții pot pleca la un ultim atac în această repriză secundă. Vine Pușcaș și ia mingea. Goretzka însă intervine excelent. Rus cu o intervenție și el foarte bună. Kimmich. Ce repriză bună au făcut băieții noștri. Cred că e cea mai bună repriză făcută, mai ales contra Germanie, contra unei echipe de genul. Cea mai bună repriză, cred că din ultimii 5, 6, 7 ani. Sincer, din 2016, de când am jucat la Euro, n-am mai văzut o repriză atât de bună. Chiar dacă nu am contat noi ofensiv atât de mult, dar ne-am descurcat foarte bine. Îl face pentru Mondra. Andrei, activitate foarte multă. Oricum suntem deja foarte mulți moderatori. De-aia zic, activitate foarte bună. Foarte multă. O să răspund imediat, Matex, la pauză. Decide golul marcat în minutul 9 de Ianis Hagi. Așa cum ar fi avut. A greșit și el, mă, a greșit și el. Și l-a executat pe Ter Stegen. 1-0 pentru noi. Pauză, mă, băieți, mă. Oprim comentariu. Și vreau să vă aud părerile legate de evoluția noastră. Cum vi se pare? Am supărați? Am supărat copiii din tribune? Gata, mă, băieți. 53 de like-uri, vă mulțumesc frumos. E bine încolo la mine. Bun. 1-0 pentru România, păreri. Aia zic, mă, nu mă așteptam, sincer. Nu mă așteptam, să fie... Bine, vedem cum va fi repriza a doua, că poate o să mă contrazică. Surprinzător, evident, nimeni nu se așteptă la un asemenea rezultat. Lasă rezultatul, ok. Bun, rezultate se mai putea întâmpla. E vorba de joc, mă, ne-am descurcat foarte bine, atât în apărare cât și în atac, atâtea faze cât am avut. Am fost periculoși de câteva ori, chiar am fost periculoși. Exact, părerea, ne-au dominat, dar știi cum e, scorul contează. Mă, ne-au dominat, dar ne-au dominat un pic așa, nu prea periculos. Haide România, haide aici, salut, Carmavis, bine ai venit. Afară cu Pușcaș, de ce, de ce? Eu zic că s-a bătut bine. Nu știu dacă altul ar fi făcut mai multe în locul lui Andra. Ivan intră în repriza a doua și o să fim mult mai periculoși pe contraatac. Nu știu dacă o să intre Ivan. Eu zic că o să intre Cicâldău. Mai pot fac cu inima cu ăștia? Îl bage în locul lui Pușchi? Nu știu ce să zic. Eu zic că a jucat bine Pușcaș, mă. Am stat aici și am ascultat. Îmi pare rău, nu pot să dau video. Chiar vă dați seama, v-aș fi ajutat. Eu zic că o să-l bagi la un moment dat pe Cicâldău la mijloc. Ca să țină de ea mai mult. Și da, se poate să intre Ivan. Să țină de ea în față. Dar eu zic că la mijloc. Dacă nu se întâmplă ceva, dacă nu o să ia, vreunul galben sau chiar roșu, sau să fie vreunul în pericol să ia roșu, dacă nu se schimbă ceva, am ăștia ar fi, la mijloc aș băga Cicâldău eu. Bine, a jucat Hagi, Max s-a apărat, mă, defensiv, mă, băieți, n-au cum să iasă în evidență într-un asemenea meci. Deci n-ai cum să-l critici pe Cicâldău. Înțelegi? Asta cum îl cheamă? O, Matex, mersi mult de membru, bro, te pup, mersi mult. Te pup, mersi mult și bine ai venit. Am mers acum, mersi mult. Axi, dacă mai sunt la timp de o lună live, deloc v-am șansa, mă, da. Live drive, exact, Andrei. Asta trebuie să, constanță. Mersi mult de mod, Matex. A jucat bine, bă, Pușchi și a făcut. Pătria chiar mi-a plăcut, s-a bătut cu ei, păcat că la unele faze mi-a dat drumul la minge mai repede și n-am fost mai... Mă, e vorba și de inspirație, pe moment, poate el n-a văzut, n-a simțit așa faza pe moment, înțelegi? Ai văzut că uneori simți anumite chestii, uneori... Și după aia te întrebi și tu, bă, de ce n-am făcut așa, știi? Salut, Rareș Lica, bine ai venit, bro. Se vede puțin lipsa lui Cross, sincer, n-are cum să nu se vadă, lipsa celui mai bun jucător al tău. Eu cred că nimeni nu poate să conteste faptul că, Cross era cel mai important, omul cel mai echilibrat și cel mai bun pasator, era coordonatorul de joc al lor. Ai fete moderator? Da, Andrei este moderator. Și Andrei este de 4 luni, cred că, moderator membru. Axi, eu am șanse la moderator? Nu, n-ai șanse. Cross e mașinăria de pase, da. Pentru mine era cel mai important jucător al lor. De-aia mereu se pornea cu el. Echipa pornea de la el. Bine, nu zic că stau ei rău nici acum cu Chimici și Goretzka, că stau imperial băieții. Dar Cross era altceva, Stai liniștit, Andrei, bă. Să vă mai aud de Hagi că nu e bun, n-am zis niciodată că Hagi nu e bun. Niciodată eu n-am pronunțat asta că nu e bun. Hagi e super talentat, îmi place de el că e muncitor. Deci chiar e muncitor. Se vede pe el că lucrează. În 2 zile se fac 3 luni de membru, ai 3 luni, Andra, pentru că altfel n-ai fi avut cupa aia de mondial, sau mi se pare că după a doua lună se termină a doua lună, nu mai țin minte. Asta așa e și De Bruyne. Da. De Bruyne În schimb are altceva în plus față de Kroos. Are execuția mai bună, are șutul mai bun, are finalizarea mai bună. De Bruyne. Are și Kroos, dar nu la fel, nu la același nivel. Dar cum vrem să jucăm acum dacă îl schimbăm pe Pușcaș și Toșca, eu zic că putem câștiga. Pușcaș nu trebuie schimbat. Când vrei să joci așa pe contră și la bătaie, cum ar veni, trebuie să ai un atacant care să se lupte cu ei. Să nu permită atât fundașilor centrali să urce foarte mult. Înțelegeți? Să urce inclusiv fundașii central peste, sau chiar și un mijlocaș defensiv, să urce Goretzka și Kimmich amândoi în atac. Trebuie să-i țină un pic acolo în alertă. Bună seara, hai să fim realiști, nemții ne-au dominat la poziție, dacă în repriza a doua continuă tot așa, ne bagă ăștia cel puțin 3 boabe. Nu, fii atent, Dragoș, te contrazic. Dacă ne domină tot așa, s-ar putea nici măcar să nu aibă fază. Ne-au dominat, cum spui și tu, pe pase, dar nemții nu mi-aduc în minte o ocazie mare pe care să o fi avut. Au avut centrarea lui Gnabry, care a vrut să fie centrare și a ieșit deviată pe poartă, dar o ocazie clară, să zici, bă, a avut Niță o paradă sau au dat bară sau au fost singuri cu portarul, nu. Adică au dominat, dar au dominat la modul steril, fără ocazii. S-au descurcat noștri foarte bine. Da, dacă domină ca până acum și reușesc să-ți creeze ocazii, da, ne pot da 3 boabe. Părere România, prima repriză, apărarea cu 5 fundași al lui Rădăr merge. Pușcaș trebuie schimbat și să intre Cheșerul Rus și Rațiu sunt bombăniți. Nu, eu unul sincer nu l-aș băga pe Cheșerul, atât. Restul sunt de acord cu tine. Nu l-aș băga pe Cheșerul în momentul ăsta. Pușcaș e mult mai pregătit pentru asemenea meciuri. Deci, ce zici, bro, mai rezistăm o repriză? Dacă, asta am zis mai devreme, dacă merge meciul la fel și Germania nu poate să treacă la pragul următor, să aibă ocazii, putem rezista. Dacă Germania poate să apese încă puțin pe accelerație, nu o să rezistăm. Ne trebuie maturitate să câștigăm, nu să ținem de scor. Pe asta am zis. Asta am zis. Eu nu l-aș scoate pe Pușcaș. Așa fel încât să nu luăm foarte multe goluri, clar că așa s-a gândit-o, dacă iasă ceva pe contracta, bine, dacă nu. Oricine ar fi făcut asta, criogen. Fii atent, și dacă luam pe Jurgen Klopp, care îl și cunoaște pe Germania și îl puneam în momentul ăsta să joace contra Germaniei, având lotul României și având echipa României, la fel ar fi jucat. Băieți, haideți să pregătim apărarea, să fim organizați în apărare, iar pe planul 2, atacul, vedem ce se va întâmpla. Oricine ar fi făcut asta, oricine pe lumea asta. Eu sper la un egal măcar. Hai, mă, să fim un pic mai relax. Armenia ce face? Mi se pare că e 1-1. Nu. Vezi, Cosmin, că sunt fete care cunosc fotbal foarte mult. Afară de șutul lui Royce, eu nu am văzut un șut periculos. Asta vă zic. Eu zic că ar trebui. Și fiți atenți, asta e atitudinea în vestiar în momentul ăsta de față. În momentul ăsta în care vorbim noi, atitudinea lor în vestiară asta e. Băieți, se poate. Asta le zice Rădoi. Vedeți că se poate. Nu jignești pe nimeni, joacă bine. Perfect la 1-1. Dacă ar bate Islanda, ar fi perfect. Trebuie să nu câștige Armenia, aia e problema. Păi nu cred că e 1-1. Nu știu cât e, mă. Nu e 1-1. 1-0, e 1-0, Andra, scuze. E 1-0, din păcate. 1-1 la... Nu știu de ce aveam impresia că e 1-1. Pui acolo la bid, bro, și dai bid la foarte multe. Trebuie să ai bani mulți, trebuie să ai 30-40 de mii ca să poți să iei multe și să-ți rămână câteva, 7-8 din 20-30. Putem să câștigăm 100%, nu 100%, putem să câștigăm, eu zic, 50%. Iar restul de 50% putem să pierdem sau să facem egal. E părerea despre primele de la Weekend League, adică pentru 20 de înfrângeri primești aproape gol 3 de anul trecut. Pentru că e și mult mai greu, de aia sunt așa. Salut, Radu Ionuț, bine ai venit, bro, uite-mă că vine și lume nouă, vă pup, băieți. Mulțumesc frumos și care ați apăsat butonul de like, de-am făcut 60 de like-uri, vă mulțumesc frumos. Și cei care v-ați abonat, cei care nu sunteți abonați și apăsați, vă mulțumesc din suflet. Am văzut că s-au abonat vreo 10, 11, 12 persoane. 30. Fii atent, pune, vezi cu cât se dă la bid, dau și alții la bid. dai odată cu ei, ca ultimul care dă, nu știu, 2300, dai la mai multe, dai de toți banii și îți rămân din 20, dacă dai, îți rămân 7, 8, 10, sigur. Ce părere de golul lui Hagi? O bijuterie. Un gol demn de taică-su. O bijuterie. Deci cine ia mingea acolo face, s-a văzut că aia a vrut, aia n-a stat să vadă dacă are pasă, dacă... A luat mingea în colțul 16 metri, a făcut bicicletă, a luat-o pe exterior, a dat-o între picioarele lui Rudiger. Deci a dat-o între picioare, a dat frumos la colțul lung. A dat, fii atent că a dat sărită. Mulți poate n-ați observat treaba aia. Foarte mulți atacanți dau mingea sărită în sensul țopăită, ca în caz că plonjează portarul să-i sară peste mână. Fotbaliștii zic că o lovești în cap, adică o lovești sus ca ea să, știi? Ea să aibă o țopăială, cum rămâne. Dacă intră și Mirelul la mijloc nu mai pierdem. Direct la Rudiger și la câștigător de Champions League. Azi zic, o bijuterie. Dacă era în fața lui Jafer de la Dinamo, ziceai, bă, na, hai că i-a dat lui Jafer, da, i-a dat lui Rudiger între picioare. De-aia trebuie aplaudat. E o clasă mondială, da. Stai Rareș, că nu... Sincer, mi-e frică puțin pentru că știu cum faci România după minutul 65, ne lăsăm și de asta avem de pierdut în fiecare meci. Da, dar vezi și de ce am încredere mai mare acum. Pentru că avem pe aici pe bancă, uite cum vă arăt acum. Avem un Cicâldău, avem un Ivan, avem și un Cheșeru, avem un Manea, un Maxim, un Mitriță. Nu mai eu zic și Moruțan. Toți ăștia pe care vi-am zis mai devreme, bine, poate și Corda, dar eu vorbesc de cei cu experiență. Vorbesc de cei cu experiență. Toți ăștia de care ți-am zis până acum, poți să-i bagi în anumite scenarii. Dacă ai nevoie să închizi la mijloc și să încerci să ții un pic de ea sau să recuperezi, ai nevoie la mijloc. Vezi că la mijloc intră ăștia foarte urât pe centru, frumos l-ai băgat pe Cicâldău să țină de ea și să bată cu ei. Dacă ai nevoie undeva în apărare, vezi că unul dintre fundașii laterali obosesc și nu-ți mai dau randament, ai frumos, ai și un bancu, ai, înțelegeți? Manea, avem variante, de asta am încredere că cu 2-3 schimbări poți să dai un restart echipei și să faci față. Ai nevoie de ceva creație, Maxim ți-a intrat, e tehnic, e bun, ține de ea, are șut, are tot. Avea cotă 7-15, bravo. Nu te uiți în stânga că e Jale, de ce? Că dacă Exilodiciul are plasă între picioare și nu ia crash. Da, e mai greu decât Jafer de la Dinamo, Robert. Da, eu zic că avem o bancă foarte bună, părerea mea. Ai nevoie de viteză, vezi că merg pe cont, vezi că merg contrele, simți că merg contrele, că poți să-i prinzi. L-ai băgat pe Ivan. Dacă vezi că îți merge mijlocul și n-are cine să o tragă cu el în față, l-ai băgat pe Ivan. Dacă vezi că nu-ți merge mijlocul și nu se face conexiunea între atac și apărare, l-ai băgat pe Cicâldău sau pe Maxim. Ba, joacă Leo, stai niște, joacă bancul și fundași, 100%. Uite-te ce banca au ăia, da mă, eu te înțeleg, eu nu zic, au și bancă, nu, hai că în afară de Havertz care e, da, într-adevăr, Müller care poate face ceva, restul nu mi-e frică de ei așa să zici că, bă, ești nebun. Vezi, doamne, ce îmi face Newhouse. Îl ia Cicâldău și îl bagă în buzunar. Mi-o fi frică acum de Newhouse. Dacă câștigăm cu Armenia, Islanda și Liechtenstein ne calificăm strasă, dar Germania să se încurce. Da, dar eu nu fac calculele. Stai liniștit, Radu, noi nu avem șanse la locul 1. Deci nu face calculele pentru locul 1. Chiar nu te rog să nu faci calcule pentru locul 1, fă calcule pentru locul 2. Mie și acum e greu să cred că putem scoate un rezultat pozitiv cu nemții. Deși încep să am speranțe uitându-mă la rezultatul Germania-Macedonia. Mă, Germania a scârțit, v-am spus și la începutul meciului. A scârțit mult inclusiv la Euro. S-a scârțit cu Ungaria, ești nebun. Ați văzut ce înseamnă dăruirea cu Ungaria, cum a scârțit. 100% Rădoi a menționat de meciul al Ungariei. 100% a menționat. Mersi mult, Robert, mersi mult de 2 euro, mersi mult, cică. Vamos, România, Timo Werner. Lasă-l să nu-și facă treaba, bro, pe Werner, lasă-l să doarmă, că doarme bine. Mersi mult de 2 euro, mersi mult, te pup. Eu mai mânt și mi-am de apă. Hai, te rog, acum. Vamos. Poate terminăm pe unul, cine știe, n-avem nicio șansă. Respect, respect, mersi mult, Robert, mersi mult. Ar fi trebuit până acum să donești și tu cu același nume. Intrai și tu în top, măcar. Cred că intrai până acum în top lejer. O minge care a încercat să fie poziționată peste defensiva noastră, ieșim însă foarte bine. Răzvan Marin oprit de Goretzka, vine Răzvan Marin din nou, Stanciu scoate în bandă la Rațiu, să-l vedem pe Rațiu, soluție cu Ianis Hagi, Ianis Hagi pentru pătrunderea lui Rațiu, are viteză foarte bună, Rațiu vine, puternicul Rudiger și cred că l-a speriat pe Rațiu. A ajuns golul lui Hagi pe Sky Sport. E bro, ți-am spus că e bijuterie. Ți-am zis că e bijuterie, deci nu... Eu îl iau pe Hulk și pe casă nouă. Repriza secundă și în celelalte partide ale acestei grupe, 1-0 pentru Armenia la Reykjavik, atacă nemții, Sané, fază foarte periculoasă, vine Kirikeș, mingea ajunge la burcă. Foarte calm Stanciu pentru Kirikeș, mai departe la Rațiu, are spațiu Rațiu, pasează pentru Stanciu care dă drumul repede la minge pentru viteza lui Mihailă, lângă el este Hofa, Mihailă este în careu, Mihailă centrează pentru Burc, pentru mingea puțin în spate din păcate, iar cel care se redresează mai repede este Zule. Foarte bună ideea lui Stanciu. Mamă, ce pas a dat Stanciu, bravo bă, băiatule, bă, bravo mă, băiatule, mă, bravo. Din păcate, el nu va juca după cartonașul galben încasat împotriva Armeniei. Acțiunea nemților, centrare în fața porții, Niță lasă mingea să treacă. Uite, a avut, nu te mai plângi, Criogen, a avut pasa asta aur, ești nebun, exact cum îi place lui pe viteză. Suspendat împotriva Armeniei, pierdere grea de tot pentru formația noastră. Va intra probabil Cicâldă în locul său. Revedem faza cu pătrunderea lui Mihailă, care n-a trimis în gura porții, a trimis undeva în spate. Sunt probleme pentru Burcă, am impresia. A trimis bine, mă, Mihailă. A intrat bine, a trimis bine, Mihailă. Mamă, asta e urâtă. Că iasă Burcă, e grea asta. Pierdere mare, Burcă, da. Pentru mine e numărul 1, mă, Burcă. De la CFR Cluj, care e foarte, foarte nervos. Nu mai poate continua, are probleme musculare. Uite mă, asta nu înțeleg, mă. Ai dat pe bancă, ai zis toți câte ceva și la sfârșit te poate și Cordea. Mă refeream, am menționat Andra, am zis că poate și Cordea să intre, dar eu mă refeream la cei cu experiență, la cei care au meciuri mari în picioare, știi? Da mă, Burcă e numărul 1, eu v-am spus de mult, de acum o jumătate de an când am discutat noi și v-am spus care credeți că e cel mai bun fundaș din fundajul român. După aia v-am zis Burcă. E... Pentru mine e mult, net superior. Ține mingea în teren, din nou Rațiu. Răzvan Marin. Are știință, are exactitate, are fizic, are tot. Se execută repede lovitura liberă, Kimmich. Nemții nu au timp să stea la discuții, sunt conduși pe teren propriu de național. Cum mă, Ilie, nu-ți văd mesajele, că am și zis, vamos, Robert, de la tine citeam, te pup, mersi mult de 1 euro, mersi mult, Ilie, nu trebuia să donezi, bro, trebuia să scrii în chat. Mersi mult. În loc să bei acolo cafea, un ceai la facultate, când te duci, îmi donezi mie un euro. Pentru această națională de fotbal a României. Țineți banii acolo. O dădeau din nou. Mersi mult, respect, mersi mult. 7 puncte obținute în septembrie plus acest meci care în prima repriză a mers foarte bine fața Germaniei, dă mari speranțe. Recuperarea noastră prin Chiricheș. Mai sus nu prea am... Sunt și eu atent la meci poate și de aia, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Hoffman, combinație greșită, Chiricheș era acolo, singurul om care putea să ajungă la minge și degajarea lui Niță. În direcția lui Pușcaș, care prea elegant pe piept, însă se dublează bine nemții. Greșesc acum, Ianis Hagi. Ianis Hagi, vine Mihail în cealaltă parte, Ianis Hagi continuă, pasa lui este greșită. Avea două soluții, a ales-o pe a treia, mai proastă decât celelalte două. Și Rațiu și Mihail erau lângă el, însă Ianis Hagi a greșit pasa. Să vedem pe Rus, mult mai rapid de această dată decât Niabri. Și Niță reușește să degajeze. Minge care ajunge la Stanciu, mai departe pentru Toșca. Toșca a încercat pentru Mihail, însă n-a mai avut forță să... Mamă, cu ce vibe mă duc la muncă dacă batem Germania, ești nebunul. Mamă. Că eu mor pe el la muncă, ești nebun, am plin de germani, de nemți la muncă. Minge în bandă, de această dată Gorețca... E mort Pușcaș, Andra. Nu are ce face Andra. Din păcate, care aduce egalarea lui Niabri. Da. Nu am reușit să strângem la Niabri. Este exact zona din care Burca a plecat și a intrat Cristi Manea. Din păcate, Niabri nu... A intrat șutul. Este 1-1, minutul 50. Nu e vina nimănui. Nu e vina nimănui aici. Exact ce șut. Nu e vina nimănui, absolut nimănui. Vine târziu Stanciu, iar Niabri găsește un șut foarte bine plasat. I-a intrat șutul omului, n-ai ce să... Da, precizie din partea lunetistului de la Bayern. Deja venise Stanciu în el, nu... Din asemenea poziții. Serge Niabri egalează... Nu poți să zici că e vina cuiva. Niciun egal nu e rău la Hamburg, dar am demonstrat că pe contră putem să facem mai mult. Haideți să vedem ce ne rezervă această repriză secundă care a început din păcate pentru noi cu un gol al lui Serge Niabri. Stanciu. Da, mă, șutul exemplar. Dar liniștit, Ilie, nu-i problemă. Excepțional, n-ai ce să... N-a fost vina nimănui, deja Stanciu venise în el, n-ai... Stanciu, Toșca aruncă însă lung în direcția lui Mihailă, nemții interceptează ușor. A dat din scurt, n-a avut nevoie de timp, n-a avut nevoie de nimic. Jocul respiră, această pasă a lui Zule era congestionat în partea dreaptă a atacului german. Rudiger. Aia, primul șut periculos pe poartă, primul gol. Pentru Hoffman. Din prima încearcă Hoffman, e curajos să spunem așa. Adirus a reușit să respire. Deci nu știați ăștia mai des, adică știam că nemții sunt foarte altruiști. Am văzut un șut de la ei în prima repede. Aia zic și eu. De asta am zis, primul șut periculos, au avut și șansă. Evoluție bună a lui George Pușcaș, deși în Championship la Reading putea să lufteze, putea să dea în blocaj, putea să nu iasă execuția, putea multe chestii. Centrează foarte bine, însă din fericire pentru noi, foarte bine poziționat a fost Rațiu. Cum Ianis Hagi încearcă să țină mingea în teren, o face. Jocul continuă. Tilo Kerrer. Pentru Kimmich. A revenit din offside Niabri. Hoffman. N-a fost vina nimănui, băi, la gol n-a fost vina nimănui. Că Mătarocu află, da. Niabri. Urcă Hoffman, Niabri centrează pentru Werner, iese Niță, foarte bine și reușește. N-a fost vina lui Manea acolo sau a cuiva. Manea era pe partea cealaltă, din câte observații era pe partea cealaltă. Care a deviat din fața lui Zule, face semn că mai mult de atât ce aș fi putut să fac. N-a fost însă ajutat de coechipieri, erau prea departe. Manea a intrat, fundaș central, dar a intrat pe dreapta, de unde s-a șutat. Nu era Manea, deci nu poți să zici că a fost vina lui. Dar n-a fost vina nimănui, mă, n-a fost vina nimănui, absolut nimănui. A primit o pasă, cum s-au mai dat altele 10, câteva 10 acolo, doar că aici au ales să tragă și a tras excepțional. Goretzka. Leroy Sané urcă și Thilo Kehrer, însă Leroy Sané preferă o nouă pasă la Goretzka. Kimmich găsește pe Gnabry. Gnabry, combinația cu Royce, minge ajunsă la Hoffmann, centrarea acestuia respinge Rațiu. Presiune totală din partea Germaniei. Goretzka, centrare pe cealaltă parte, mingea iese în afara terenului, continuă să fie 1-1 între Germania și România. Am o băieți, mă, că și la început, mă, dacă ziceam că scoatem un egal, eram cei mai fericiți. Acum am văzut că se poate mai mult. Dăm dezamăgiți că e 1-1. Găsit colțul lung cu un șut foarte precis la marginea careului. Golul meciului și probabil golul serii în Europa este cel însă marcat de Ianis Hagi. Minutul 9 al acestei partide. Ghinion acolo, dacă se devia un pic mingea. Avantaj la Hamburg, acum este 1-1. Erau toți de la Bayern în fața Căldar. Pentru Sané, Kehrer. Se găsesc din ce în ce mai bine nemții. E clar, mă, Bayern fiind cea mai bună echipă din Germania, e clar să fie pe scheletul lor făcută națională. Hoffmann șutează, minge respinsă de Rus doar până la Goretzka. Kehrer, Goretzka, iese Ianis Hagi în întâmpinare. Încearcă România să facă o echipă cât mai scurtă, să fie cât mai puține spații. Mirel Rădoi la marginea terenului încearcă să gândească. Pe mine tot nu mă sperie, mă. Deci pe mine tot nu mă sperie, n-au cum să mă sperie cu un șut. Cu faptul că, și cu faptul că o plimbă ineficient în 18-20 de metri, n-au cum să mă sperie. Foarte bună intervenția lui Kirikeș, mingea sare însă la Gnabry, pentru că eu știu Germania acum. Și o mare ratare a lui Royce care trimite peste poartă dintr-o poziție. Eu știu Germania cum poate ea juca. Și acum nu joacă nici măcar 40% din ce juca el. Faza a fost extrem de periculoasă, viteza lui Hoffmann l-a adus în poziție de centrare, Royce însă nu nimerește poarta din 9 metri, cam așa. Mă, Ilie, nu el a scăpat, mă. Nu el a scăpat golul, uite-te la gol, la reluare, că nu a fost pe partea lui. Era rus acolo, la el. El a intrat, dar a intrat în dreapta, lângă Rațiu. El cu faza n-a avut, nicio treabă. A, că dacă era burcă, poate ieșea în ăla în, acolo la inter. E adevărat. Da. A fost rus acolo el. Mironică e comentator, n-ai cum să câștigi. N-a adus ghinion. Aia da. Degajează portarul german. Iese elegant Kirikeș cu stop pe piept din defensivă. Rus. Exact, Marea nu e nici fundaș central. Kirikeș în dificultate. Nemții pot pleca pe o fază foarte periculoasă. Rațiu îl deraiază, îl lovește pe Leroy Sané. Cartonaj galben primit de Rațiu. Trebuie să vină Rădoi să-i ajute. Intră Ivan. Aia, exact asta vorbeam, la mine e în urmă un pic, trebuie să vină Rădoi cu ceva. Să ajute echipa, trebuie să, acum trebuie să fie mâna antrenorului. Acum e greu. Și aici nu de like-uri, mulțumesc frumos, băieți. Minutul 17. Acum jucătorul lui Bayern face tumba aia frumoasă. Să dea domnul, să dea 3, să vă numai tumbe. Intră Maxim în locul lui Ianis Hagi. Două schimbări pregătite de selecționerul Mirel Rădoi. Iese Ianis Hagi, intră Alex Maxim. L-au scos pe Hagi. Reușita fantastică din minutul 9 al lui Ianis Hagi. Ce gol a reușit! O să facem, Gigi Dumăra, o să facem, dar e pauză acum, competițională. Dar nu pot să zic că e vina lui Manea pentru gol, ba chiar nu a avut partea, treabă cu partea penală și nu-i poți compara, unul e fundaș lateral, unul e fundaș central. În calități total diferite. Să sperăm că acești doi jucători introduși vor fi la fel de eficienți cum au făcut-o cei. Eu nu-l scoteam pe Mihailă. Pentru Rudiger, minge scoasă foarte bine, Royce șutează corner. Eu nu-l scoteam pe Mihailă. Nu se dă corner. Ba da, va fi corner până la urmă. Era un pic nemulțumit Royce, s-a părut că arbitrii au lăsat mingea lui Nița, acesta a încercat să o țină în teren, dar nu avea cum. Kimmich va executa lovitura de colț, Minutul 61 vine același Antonio Rüdiger în careu, este acolo și Goreț ca un alt fundaș, un alt mijlocaș. Era imposibil să nu luăm gol. Centrarea lui Kimmich pentru Goretzka, intervine bine Rațiu și poate fi contraatac. Mingea trimisă greșit din păcate de Stanciu. Hoffmann, mă băieți că se poate. Kirikeș, impunător în fața lui Rüdiger și acum tot timpul fotbalul e imprevizibil. Tot timpul fotbalul e imprevizibil. O fază periculoasă cu Rus, superb Rus în fața lui Niabri. Ce fundaș are România, Rus s-a descurcat excelent. O dată scăpăm. Se recuperează Rüdiger. Bravo, bă, Rus. Am cu numărul 7. Bravo, bă, Rus. Nu, mijlocul, mă, nu mai ținem. Ieșim, fundașii o scot, se descurcă extra. Dar mijlocul nu poate să țină de ea, mă. Îi sufocă Kimmich cu Goretzka. Mingea rotundă, exact, mă, totul depinde exact cum. Depinde de victoriile noastre. Fabulos să reușim măcar un punct la Hamburg. Kerer. Misterul Champions League sau? Andrei Ivan care încearcă să-l oprească. Vezi că Ivan joacă fundaș dreapta? Sané, ce acțiune frumoasă, Hoffmann, Sané. Cum o fundaș dreapta, Rațiu ce mai joacă? Sané șutează peste poartă. A fost o fază în care defensiva noastră a fost surprinsă de această cursă a lui Sané. Mă, ce viteză are Sané ăla, bă. Mamă, ce viteză are Sané ăla. Ce viteză are Sané ăla. Un jucător care nu a fost acceptat până la urmă de Pep Guardiola cu problemele sale. Hansi Flick s-a știut să-l gestioneze la Bayern și atât acum în Naționala Germaniei antrenat de același Hansi Flick. Nemții cu Goretzka. 5-4-1, da. Pasa lui Goretzka, din nou intervenție bună a lui Adi Rus. Este acolo și Răzvan Marin. Mingea ajunge cu noroc la Kerer. Goretzka pasează. Intervenție bună a lui Manea. Stanciu. Pasă excelentă pentru Maxim. Maxim trece de doi adversari. Este lovit Maxim. Jocul continuă. Nu înțelege Maxim de ce Cuneița cârdă. Lovitură liberă pentru Germania, dar este un fault asupra lui Zule. Au Maxim un pic de iamă, să țină un pic de iamă. Nu m-am uitat, Andrei. Maxim este cel faultat. Dar șat nu prea, da. Zane, cum ar spune un comentator, da. Și că așa se pronunță, mă, Zane. Unde vom merge și noi în noiembrie. Slovenia 3-0 în Malta. 2-1 pentru Cehia în fața țării Galilor. Să dea gol Islanda, mă. Să dea gol Islanda. Leroy Sané pentru Kerer. Kimmich. Royce, Zule și acum Hoffmann. Locașul Borussia Mönchengladbach pasează acum pentru Royce. Centralul lui Royce în spate pentru Werner. Pivotează Werner însă acolo. A fost închis de 4 jucători. Părere Budescu la FCSB. Foarte greu pentru jucătorul lui Chelsea. Nu știu dacă o să mai fie vreodată jucătorul care a fost. Trimită către poartă. Mingea din păcate le revine repede nemților. Rüdiger. Nu știu dacă o să mai fie ce a fost. Cipru Croația 0-1. Leroy Sané blocat foarte bine de Ivan. Călcâia lui Ivan. Rațiu. Jucătorul de la Huesca reușește să paseze către Stanciu, mai departe la Maxim. Are o posibilitate bună Maxim, lângă el este Zule, nu are viteză Zule, pasează pentru Stanciu. A avut, mă, Ivan, bravo. Și îi suflă mingea lui Stanciu, foarte inspirat Royce. E un jucător cu adevărat inteligent. A reușit să... Turbotimo, lasă să nu-și revină. Să nu-și revină, bro. Pușcaș este cel care l-a lovit. L-a rașchetat acolo pe Joshua Kimmich. George Pușcaș care din fericire scapă fără cartonaș galben. Kimmich pentru Sané. Pregătesc nemții și ei o schimbare. Kimmich pentru Rudiger. Din nou Kimmich. Pasa pentru Royce, care se duce în atac, încearcă 1-2 nemții, iese Kirikesh, dar nu este atent Răzvan Marin. Werner. Pentru Kimmich. Kimmich, se duce Werner în atac, Kimmich însă nu are pe unde să-i trimită mingea pentru... Când dă gol parcă văd, ai mă! Alargă mult Andrei Ivan, e nevoie de energia sa, e nevoie de inspirația sa până la urmă, să sperăm că o va avea. Nu va mai fi ce a fost, tot speră mă, tot speră, el a arătat un nivel foarte, foarte mare. El nu e bătrân și ei tot speră, înțelegeți? Niabri pentru Royce, Royce găsește un culoar pentru Tilo Kerrer, vine târziu Rațiu, minge care lovește în genunchi pe Werner și iese în afara terenului. Minutul este 67, scorul este Germania-România 1-1, preliminarele campionatului mondial din 2022, 4-0 între timp pentru Slovenia în Malta. Intră Thomas Müller și Kai Havertz. Ce bancă de rezerve are Hansi Flick. Aici mi-e frică mie la Havertz. Aici mi-e frică mie la Havertz. Kai Havertz. Iese Werner, intră Thomas Müller, iese Royce și intră Kai Havertz. Meci superb la Praga, Cehia, țara Galilor 2. Lewandowski. Foarte frumos și aici la Hamburg. Pe Müller ăla la anihilez, mă, dacă știi cum să-l iei, la anihilez, nu mă sperie. N-are ceva în Joben, nu scoate nimic magic. La Havertz la poate să scoată ceva magic. Minge blocată de Rațiu, sare la Havertz. În spate pentru Goretzka, Hoffmann. Havertz are viteză, are execuție, are finețe, e tehnic. Poți Hagi care era ok, lași Pușcaș care n-a mișcat. Iar bate pe oricine. Le-ai săraci ce obosiți de zici că au fugit 150 de minute. Nu avem pregătirea lor, mă, nu stăm fizic cum stau ei. Și nu avem nici cunoștințele lor, nu. Stop perfect al lui Toșca, urmărit de Hoffmann, pasează din păcate în spate, avea și alte soluții. Manea pentru Rațiu, este oprit Răzvan Marin, mingea ținută în teren de Tilo Kerrer, efort deosebit din partea lui Goretzka. Nu mai merge mijlocul. Pentru efortul nemților, Havertz. Urmărit de Rus. Nu merge mijlocul deloc. Să legăm și noi 2-3 pase, să vadă și ei că noi putem cât de cât. Altfel ar aborda și ei meci, nu ar avea atât de mult curaj dacă ar vedea că putem și noi să ținem cât de cât. Să facem 1-2, să plecăm pe contră, să... Noi nu putem ține de ea deloc la mijloc. Legendarul atacant german, fotbalist cu o experiență fantastică, acest Thomas Müller, 32 de ani, 106 selecții, 39 de goluri. Va fi ultimul său campionat mondial în Qatar. Maxim e de mijloc, clar. Dar nu știu ce gândește el, nu știu. Poate nu vrea să-l bage între Kimmich și Goretzka acolo să fie leșinat. Nu înțeleg. El știe ce... ce vrea să facă. Atacă nemții, Leroy Sané. Trece elegant de Răzvan Marin și e pericol. Vine Răzvan Marin și încearcă să ia mingea, însă Leroy Sané e greu de posedat. E trimisă de Toșca, din nou pentru Pușca și la bătaie. Zule câștigă. Dar vedeți că nu joacă nici bandă, cum ar veni, mă. Joacă între. Este oprit, mingea sare la Sané. Joacă între. Acțiunea germană, însă iese bine Vlad Chiriche și acum Stanciu, care este faultat, va fi, cred, cartonaș galben, în mod normal așa ar fi. Răzvan cam absent astăzi. De pe teren, Răzvan Marin e și el faultat. Păi dacă a jucat acolo la mijloc și la 3-0 pentru Muntenegru în Gibraltar. Le-au făcut varză. Islanda, Armenia 1-0. Dacă a alergat mereu după adversar. O partidă ce să facă? În care s-au tras pe poartă doar două șuturi. Unul din partea Islandei, unul din partea Armeniei. Un meci foarte, foarte închis. Hovhannisyan a reușit să marcheze singurul gol. Și acolo, ca și aici, suntem în preajma finalului meciului. Acolo este minutul 74, aici minutul 71. Atacă nemții. Goretzka. Minge lăsată la Leroy Sané. Vine Rațiu lângă el, a venit și acum da, acum trebuie scos Pușcaș. Ivan Sané pasează în spate pentru Kimmich. Kerrer la marginea careului, centrarea lui Kerrer. Intervine bine rus. La Zule. Nu mai avem mult, mă. Oricum pierdem, nu mai fiți băieți, mă. Pesimiști. Rudiger. Nemții calmează puțin jocul. Nu mai fiți pesimiști. O repriză a doua în care ne-au dominat copios. 7-0 la ocazii, 71% posesie. 1-0 la șuturi pe poartă, doar acel gol reușit de... Uite mă, când interceptăm și noi un pic mingea, nu ținem de ea, mă, sare din noi, dăm în out, nici cum, mă, nici cum. Da, suntem mari antrenori. De-aia mereu eu evit să zic că nu. De-aia mereu zic, bă, cine știe ce vede el sau... Foarte în meci, Maxim. Parcă mai bun a fost Mihail în acea bandă. Goretzka trece elegant de Andrei Ivan. Continuă Goretzka mai departe pentru Kerrer. Centrarea lui Kerrer. Traversează careul. Continuă. Niabri pentru Sané. Șut peste poartă. Am încelat-o și Ivan printre picioare mai devreme. 1-1 în continuare. Realist, nu pesimist. Între Germania și România. Realist, da, poți să zici, bă, ne domină, ne așa, dar nu, să nu zici, a, oricum pierdem, înțelegi? Pentru că jocul ți-a dat speranță, nu e, na. Stai un pic, au avut șutul ăla, au avut șutul ăla, bun, că dacă scoți din ecuație șutul ăla al lui Jnabri, nu prea le rămân faze mari. Acolo la Royce, care Royce a dat două porți peste. Maxim este în careu, însă nu reușește să se ducă către poartă. Zule îl presează. Maxim pasează până la nou pentru Stanciu. Stanciu încearcă să treacă, a încercat să-i strecoare mingea printre picioarele lui Zule. A înțeles bine neamțul. Și Germania poate pleca pe contră. Intervenție. Nu l-am înțeles nici pe Maxim mai devreme la faza asta. Minge în direcția lui Pușcaș, singur către poartă. Pușcaș șutează pe lângă poartă. De vârsta are critică, ești 32, 33, nu știu cât. Făcut multe sprinturi. Din punct de vedere fizic, Pușcaș a rezistat bine până acum. 1-1 Islanda. 1-1 Islanda. Bine. Am zis mai devreme, am zis acum câteva minute. Am zis acum câteva minute că Pușcaș trebuie scos. Dacă vă uitați pe live, am zis acum vreo 6-7 minute că trebuie scos. Era și offside, nu? Egaleze. Da, mă, da, bine Islanda. Contează foarte mult. Și să nu pierdem noi. Da, exact, și să nu pierdem noi. Un pic haotic, Ivan acum obține o lovitură liberă, deși nu, e clar, nu i-au ieșit schimbările lui Rădoi. Foarte bună veste venită de la Reykjavik. 1-1 reușește Johannesson să egaleze. Nu i-a ieșit. Pe margine pentru că își dă seama că Ivan n-a fost faultat, dar mingea e la noi. Johannesson intrat la pauză în locul lui Kjartason, a reușit să egaleze minutul 77. Poveste excelentă venită de acolo. Nemții pleacă pe contraatac. Havertz, 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 Havertz vine foarte bine și îl oprește Rus, fantastic, luat în brațe de... Bine mă, Rus, mă, bine! Ce are Rus în fața omului care a devenit ultima finală a Champions League. Bravo, bă, Rus, bă, ești tătic, mă. Pentru Kai Havertz, însă Rus este perfect în acest meci. Uriaș efortul său. Băieți, apărarea a fost imperială, Deci fundașii toți au fost imperiali. Acesta este nivelul, nu avem ce face, pur și simplu nu avem ce face, trebuie să jucăm împotriva unor fotbaliști cu o carte de vizită uriașă. Acest Kai Havertz e un jucător pe care Chelsea a plătit o sumă fabuloasă. Am că se poate, mă. Și de această sumă el a reușit să marcheze golul decisiv. Mamă, dacă am dat gol pe contra. Dumnezeule, dacă am dat gol pe contra. Perfect, aia zic. Sané, lângă el este Kirikeș, Sané, 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 trece Sané. Intervenție superbă a lui Rațiu de această dată. Se dă faul, Ivan, neglijent, fața lui Tilo Kerrer. Risc un pic și spun că nu avem rezerve. Ivan și Maxim, mult sub nivelul pe care l-au arătat Mihailă și Ianis Hagi, dar cred că... De ce a faltat Ivan aici? De ce a faltat Ivan acolo? Nu înțeleg. Marea lui Ivan, bine că n-a fost în careu, la vreun metru și jumătate, 2 metri în fața careului, l-a faltat pe Tilo Kerrer. Va fi dezastru cum ai pentru Germania. N-avea de ce să falteze acolo Ivan. Continuă să fie 1-1 atât la Reykjavik, Islanda, Armenia, cât și aici la Hamburg între Germania și România. Centrare, Niță iese greșit, mingea se duce însă peste poartă. Greșeala lui Kai Havertz. 74% posesia în favoarea Germaniei. 4-1 la șuturi pe poartă. Ce-l caută ăștia? Ce-l caută? Îl lași. Lași acolo că ești în colțul careului, nu, tu nu știi dacă ești în careu sau nu. Îl lași acolo. Mai ales că știi că ai văzut, apoi el știa că apărarea e bine poziționată, erau doi jucători acolo. Istorie fantastică care încearcă să ne bată și deocamdată nu reușește. Niabri, Niabri scapă din nou, Niabri, Niabri șutează, lovește pe Sané această minge. Ce noroc am avut. Hai. Au de poartă, foarte dezamăgit. Maxim va bate un gol superb în 90, ascultați la mine. E, vezi că Maxim e jucător, Maxim chiar e jucător de genul. Nu știu dacă l-ar fi păcălit pe Niță, dar mingea se ducea pe poartă. Nu, mai avem unul, mai avem 20 de minute, nu, mai avem 78, mai avem vreo 15 minute, băieți, cu tot cu prelungiri, mă. Minge înaltă, Maxim preia foarte bine Pușcaș, Pușcaș continuă, Pușcaș, să vedem dacă are soluție, este faultat de Rudiger. Mamă, băieți, mă, un pic, mă. Meciul ăsta seamănă cu Sheriff Real, da. Da. Se resimte atacantul nostru. Ce intrare are Rudiger, Rudiger. Știți care ar fi scenariul perfect? Intrarea lui Rudiger. O să știi, pin la Ilie. Hai să dăm. Hai să vedem. Știți care ar fi scenariul perfect? Să urce la o fază din asta fixă, fundașii, și să dea un fundaș central gol cu capul și Stanciu, dacă se cumetă să tragă la poartă, este acolo și Răzvan Marin. Schema noastră ar fi în coronarea perfectă. Să-l vedem pe Maxim, pasează în spate, din nou Stanciu șutează, mingea ajunge la Răzvan Marin, mai departe pentru Maxim, se întoarce foarte bine Maxim, pentru Stanciu, pătrunde în careu, Stanciu! Pe poartă, ce acțiune frumoasă noastră, minutul 80, e bine că amenințăm poarta lui Ter Stegen. Cartonaj galben pentru Pușca. Bine mă, Stanciule, mă, bine mă, nu contează chiar dacă a fost peste, pe lângă. Copil care face probleme, pur și simplu, Pușcaș nu l-a lăsat pe Ter Stegen să înceapă faza. După cartonașul roșu luat la Erevan, Pușcaș trebuie să învețe să se stăpânească în aceste momente. Un cartonaș galben luat fără rost. Goretzka. El începe atacul Germaniei. Bancul left midfielder și Maxim cu Stanciu CM trebuie forțat. Ce să forțez, mă, bro, că dacă vă ziceam înainte că facem egal în minutul 80, avem egal cu Germania, ziceați, mamă. Nu trebuie forțat. Dacă acum încerci să forțezi o victorie, Germania în 12 minute îți poate da 3 goluri, ești nebun. Dacă tu acum urci și te arunci pentru victorie, îți dau 2, știa, în 5 minute. Tu acum doar cu Bulan speri să cumva. Gata. Gata. Aia. Schema nemților a ieșit nemțește. Aplaudă selecționerul Hansi Flick. Din păcate luăm și al doilea gol. Niță dă din numeri. Nu știe cum ar fi putut să oprească acest gol al lui Thomas Müller. Minge deviată cu capul cât trebuie de Goretzka. A fost făcută cap la FIFA, ca pe calculator această fază. Totul a mers ca pe ață. Thomas Müller din 3-4 metri nu poate rata cu poarta în față. Vreți să vă zic numele golului? Care e numele golului? 2-1 pentru Germania. Aș putea spune că mai important în acest moment Ivan, așa se numește golul ăsta, Ivan. E important ca Armenia să nu marcheze, e important ca această echipă să... Te uiți tu după el, te uiți tu după el, vezi că-ți pleacă și nu-ți pasă, rămâi acolo între aia, rămâi static. Te uiți tu după el, s-a și uitat după el, dacă vă uitați pe reluare, se uită după el. Și trebuia doar să stea lângă el, mă. Deci Ivan la faza trebuia doar să stea lângă Müller. Are cu un cap jumate mai mult Ivan decât el. L-a văzut că pleacă de lângă el și a rămas, mă. De ce a rămas, mă? Nu înțeleg. La cine dubla acolo? În ultimele 10 minute am condus cu 1-0, am sperat la un rezultat pozitiv. Este acum 2-1 pentru Germania. Klosterman pregătit și el să intre pentru naționala Germaniei. Züle. Presează Andrei Ivan. Minge la Hoffman. Vine Mitriță lângă el. Reușește să respingă foarte bine defensiva noastră. Albu. Nu e foarte bună pasa, dar mingea sare la Mitriță. Mitriță pasă pentru Manea. A făcut schimbările aur, ești nebun. Rațiu. Întâmpinat de Sané. Rațiu rezistă. A făcut schimbările din Spania, face față lui Leroy Sané. Campion în Anglia cu Manchester City, campion în Germania cu Bayern. Minge recuperată de nemți. Hoffman pasează până la portarul Ter Stegen. Rudiger. Antonio Rudiger, pus la grea încercare de multe ori în acest match și mai avem, nu e fantastic de Ian. Stăteam bine cu egalul ăla. Golul din minutul 9. Echipa noastră nu a putut rezista în repriza secundă. După ce a condus la pauză cu 1-0, din nou Rudiger. Nemții pasează calm la 10 metri în spatele liniei centrului terenului. Acum abia trece mingea. Bă, dar cum l-au lăsat pe ăla singur? Cum l-au scăpat pe ăla, bă? Cum l-au scăpat pe ăla din... Bă, băi, nu vreau să fiu ăla tipic care judecă și care... Tot ce a făcut bun la începutul meciului și echipa și cum a pregătit tot, și-a bătut cu jocul schimbările, mă. A omorât, deci el în loc să dea un plus echipei prin schimbări, a omorât tot cu schimbările. Din momentul în care a făcut schimbările, a omorât tot. Se cereau schimbările, dar nu alea, mă, și nu așa în felul ăla, mă. E departe, foarte, foarte departe de cele 71 de reușite ale legendarului Miroslav Klose în naționala Germaniei, dar Thomas Müller este un fotbalist cu adevărat special. Pentru Rațiu, care nu reușește în direcția lui Mitriță. Doar trebuie să mai speriem așa, o simțim că e egal. N-ai ce faci. Eu zic că nu s-a putut mai mult. Continuă să fie 2-1 pentru Germania, o minge a lui Zule pentru Sané, stop pe genunchi a lui Sané. Dacă vrei să-l bași pe Ivan, bagă-l mă pe Ivan, dar bagă-l în față mă. Nu mi-l pune pe Ivan să-ți dubleze ție la Rațiu acolo. Să-ți facă ție față defensivă Ivan. Dar n-are nicio treabă mă, e ca parul defensiv. S-a văzut clar, s-a văzut clar că nu e nicio treabă. Uite, joacă-l cum îl joci acum, joacă-l striker, joacă-l pe viteză, cumva poate scapă. Joacă-l acolo în față, dar nu mi-l jucat la mijloc. Pentru Rudiger. Nemții ar vrea să țină mingea până la fluierul final, dacă se poate. Acest rezultat de 2-1 le convine. Am văzut cât de periculoasă este echipa noastră pe contraatac. Nu trebuia să fie schimbat Hagi. Posibil, nu comentez acolo. Nu știi care sunt motivele pentru care l-a schimbat pe Hagi. Poate fizic, poate, na. Mi se pare aproape imposibil. Ivan nu s-a descurcat mai deloc de când a intrat pe teren. Nici măcar acum mă, nu aleargă, mă, ești nebun la cap, nici măcar acum el nu face pressing, Ivan. Și acum e apatic, mă. Nu se descurcă bine, Ivan îi fură mingea. Ivan poate pleca pe contraatac, Ivan! Cartonaș galben asumat al lui Tilo Kehrer. Ivan plecase foarte hotărât către poarta adversă. Aia zic, mă, aici trebuia băgat el. Aici trebuie băgat el, să plece pe viteză. Nu te mai lua bro de Ivan. Dar putea să fie oricine, mă, și de la Dinamo, și de la oricare era, nu... Da, acolo trebuia jucat, nu trebuia, eu mă iau de Rădoi, nu trebuia băgat acolo, mă. Între timp s-a intrat în prelungiri la Reykjavik, Islanda, Armenia este în continuare 1-1. Răzvan Marin va executa această lovitură liberă. Mamă, că poate, mă. Poate. Ai noștri sunt undeva la vreo 20 de metri de poarta nemților. Minge respinsă. Manea pentru Kirikesh. Dacă s-a ridicat fanionul, însă Kirikesh nu a reușit să nimerească poarta. Era ținut de Thomas Müller. Da, Ivan l-a scăpat pe Thomas Müller la gol. Nu și-a urmărit adversarul. Comentatorul ăsta de pe Flash, a văzut și el acum. Uitați-vă și voi, mă. Uitați-vă și voi la Ivan, mă. Uitați-vă și voi la Ivan, mă. Bă, nu se poate, mă. Bă, nu se poate. Karim Adeyemi în locul lui Leroy Sané. Vezi că Sorescu cât a jucat beton. Meciul ăla. A fost unul dintre cei mai buni, din echipă. În primii 3 jucători din echipă în meciul ăla, cât a jucat. N-a zis nimeni că Sorescu, n-a zis nimeni că Ivan e nu știu ce. O luați voi asta cu Craiova, cu... O luați voi asta cu Craiova, cu... Eu vorbeam aici sincer de... adică simplu, de Rădoi, că l-a băgat unde nu trebuia. Nu e vina lui Ivan că l-a băgat fiind mort. Lângă el Toșca, centralul Niabri este pentru noul intrat Adeyemi, care nu ține mingea în teren. Are niște cifre bune de tot. Ivan inclusiv în campionat e mort. Acum să fim sinceri, în ultima etapă, două etape ce am mai jucat. Dar în rest e lemn. Și joacă foarte, foarte bine pentru Salzburg. Fotbalist cu 11 reușite în acest sezon. Adeyemi. Ce nu e vorba, mă, de Craiova, de Dinamo, de aici e vorba de jucător ce a făcut. Lui Kimmich, Havertz. Nu-mi zice de Sorescu. Bă, e Sorescu în meciul ăsta, mă. Are treabă, e convocat sau ceva, are treabă. N-a zis nimeni nimic de Sorescu. Te-a intrat Ivan, ți-a luat un gol și Pierd toate mingile, e simplu. Să ceară un tricou. Să ceară un tricou, că a fost cu Germania, e simplu. A luat o persoană, putea să fie oricine, putea să fie cel mai mare din aovizi din lume. Dacă era slab, eu spuneam, eram primul care spuneam, bă, a fost mort. Dar cum să iei apărarea, lui Ivan în seara asta, acum, să fim serios. Da, a fost în primii, poate să caută meciul, caută statisticile, caută notele jucătorilor și o să vezi că a fost în primii 3 cei mai buni ai României. Simplu. Dacă vrei mă crezi, dacă nu, nu. A fost lăudat de toată lumea atunci. Toată lumea a spus că și-a făcut debutul foarte bine. Caută meciul, nu vreau să... Eu nu vorbesc ca Iurea. Să vedem pe Mitriță, presat de 2 adversari, scoate aruncarea de la margine. Era maxim ce putea de acolo Mitriță. A fost singurul care a creat pericolul în meciul ăla, a fost singurul care a avut atitudine. Tu ai impresia că am eu ceva cu Craiova, e nebun. Mai devreme l-am lăudat pe Mihail o repriză întreagă. Că a jucat, frate, a jucat, s-a luptat, Dar n-am cum să zic de un jucător că... Obține o lovitură liberă, iar ai noștri se aruncă în atac. Minutul este 92, Hansi Flick foarte nervos pe margine. S-a terminat Reykjavik, Islanda 1-1 cu Armenia. Ăsta e rezultatul. Vrei să-l laud sau n-am înțeles? Vrei să zic, lasă că e bine. E bine că la Thomas Müller ai fost după... Vrăbii. Mitriță încearcă să trimită o pasă în verticală. Mingea revine după o respingere a lui Kai Havertz. Niță pentru Manea. Manea greșește pasa. Vine Rațu. E bine că le-ai dat. E bine că le-ai dat lovitură liberă din care a venit cornerul, din care l-a gol. Stop pe piept, de carul nostru are o tehnică foarte... Aiurea, uite, auziți și voi că m-a luat de el Aiurea, mă. Păi nu alerga, mă, era apatic, caută momentul pe live. Minutul cât... Hai, mă. Răzvan Marin pentru Rațiu în careu, centrarea lui Rațiu, nemții se încurcă. Caută momentul când am zis eu de el, să vezi că era apatic, nu alerga pur și simplu. Le iei foarte obiectiv, foarte subiectiv. Terminăm în atac această partidă. Ar fi extraordinar să obținem golul în minutul 93. Lovitură de colț pentru național. Mitrița când a intrat, păi și la altă temelie de jucător. În Germania. Centrarea lui Maxim este bună, respinge Zule. Un cap peste adversarul direct, iar acum pleacă ADM, iar o viteză extraordinară. Răzvan Marin încearcă să-l pună la pământ, continuă ADM. Va lua cartonaș galben Răzvan Marin, minge lăsată inexplicabil de Leroy Sané pentru... Nu e, Niabri, scuze, pentru Havertz. Havertz nu era în zona aceea. Noroc pentru noi. Ce șansă am avut mai devreme. Ocazii rosite, însă... Demonstrăm că această națională a României are valoare de a merge la baraj. Armenia a încasat 6 goluri în septembrie împotriva Germaniei. Naționala noastră a condus cu 1-0 și iată este foarte aproape de a pierde această partidă la limită în fața unui adversar foarte, foarte puternic. N-ai ce face. Minge la bătaie pentru Maxim Rudiger. Este foarte, foarte puternic. E greu de depășit. Goretzka. Păi da, mă, asta, exact asta. Hai să ne facem treaba. Noi să ne facem treaba cu Armenia. Dar să și acceptăm că am fost slabi. Eu atât am zis. Eu n-am zis că altceva. Să acceptăm că am fost slabi. Să acceptăm că Ivan le-a dat victoria. Acceptăm, da. Tot. Așa putem merge mai departe și fi mai buni. Acceptând că am fost... Rădoi să accepte că a fost slab pe schimbări. În afară de faza cu Hagi mai nimic. Ai, mă, bro, că exagerezi. A jucat apărarea imperială, ești nebun. N-ai cum să zici, de exemplu, de Urcă sau de... Ăsta cum îl cheamă? De Rus, că n-au fost buni, uite. Hai că exagerezi acum. Au dat și ei, au luat și noi, da. N-ai cum să zici că au fost slabi. Chiar n-ai cum. Au jucat bine, au jucat bine, chiar au jucat bine. Voi, dacă vă ziceam înainte de meci, nici nu sperați să joace Germania vreodată, România așa cu Germania. Nici nu sperați, nici nu visați. Au jucat bine. Numai că ne-a lipsit istețimea pe cine să băgăm și pe cine nu. Am pierdut frumos. Da. Hai. Baști la mijloc, baști la mijloc pe Ivan să facă faza defensivă. Și pe Maxim în bandă. Ca să rămâi tu cu 4 la mijloc. Bagă-mă Cicâldău la mijloc, într-un, dacă tot vrei să-l scoți pe Hagi, schimbă sistemul, joacă doar cu 3, bagă-mi-l pe Cicâldău la ala. Lasă-l pe Ivan în față. Să prindă pe, să-ți o ia pe viteză și să plece cu ea. Că aia e calitatea lui, mă, aia acolo se descurcă el cel mai bine, mă. Nu mi-l băga, mă, să ți-l dubleze ție pe Rațiu. Mi-l ba să ți-l dubleze pe Rațiu ca să ce? Da, mă, Raul. Caută albul la națională. Nu știu, mă, bro, nu. Vezi eu. Caută și el vreun transfer ceva. Apărarea juca afară de Chiricheș, Rus a fost cei mai buni de pe teren. Asta zic, Chiricheș, Rus, eu care sunt un contestatar lui Chiricheș. Chiricheș, Rus, Burca a jucat imperial. Inclusiv Toșca și Rațiu au jucat foarte bine. Foarte bine, n-ai ce să zici. Stanciu mi se pare că a jucat bine. Și a creat omul, a recuperat, a încercat, a jucat acceptabil Stanciu. A distrus meciul din momentul cu Kimberley. Aia nu i-a ieșit, nu i-a ieșit. Da, trebuie să accepte că au greșit. În fine, băieți, eu trebuie să plec. Credeam că se întâmplă ceva, nu. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Asta e. Am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna. Dacă nu ne dădeau 2 goluri, câștigam lejer, da. Am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna. Și Hagi, în primul rând, a jucat foarte bine, după aia n-a avut spații deloc. Da. Aia, mă, n-ai ce să... Și acolo e o discuție de ce să-l scoți pe Hagi. Da. Noapte bună, baftă tuturor. Eu merg la muncă, nu noapte bună, Axină. Raul, te pup, mersi mult și ne auzim data viitoare. Pa, pa!